Este Iisus Hristos Dumnezeu? Dacă da, de ce rugăciunile le adresăm doar Tatălui? Pentru că așa trebuie. Adică rugăciunea Tatăl nostru nu zice Domnului Iisus Hristos. Așa începe rugăciunea domnească. Tatăl nostru care ești în ceruri. Punctul 1. Punctul numărul 2. Iisus Hristos spune, dacă vei cere ceva în numele meu, cui? Tatălui. El vă va da. Veți primi. Noi știm că Domnul Iisus Hristos, ca oficiu și ca slujbă, are oficiul de mijlocitor. Ce înseamnă mijlocitor? Intermediar între, între noi și Tatăl. Noi, în general, am sesizat nevoia de intermediar atunci când am umplut conștiința noastră cu sfinții. Sfinții din crezul ortodox, din crezul catolic, din crezurile clasice. Nu sfinții sunt aceia care fac intermedierea, ci Domnul Iisus Hristos. În cazul rugăciunii, El preia rugăciunea și o prezintă mai apoi Tatălui. Punctul numărul 3. Tatăl este acela care în momentul acesta deține controlul universului întreg. El este reprezentantul împărăției lui Dumnezeu. El. Domnul Iisus Hristos este acela care a intrat în zona sensibilă. El este trimisul Tatălui în zona de război, în zona de conflict care este pământul acesta. El a coborât aici și El a făcut un lucru extraordinar. Și anume, a lăsat ca întoarcerea Lui acasă, adică la Tatăl, să depindă 100% de Tatăl. Domnul Iisus Hristos, în momentul în care moare, moare cu cuvintele, Tată, ziceți mai departe, în mâinile tale îmi încredințez Duhul meu. Cu alte cuvinte, dacă Tatăl îl învia, Domnul Iisus Hristos va învia. Dacă Tatăl nu intervenea pentru învierea Domnului Iisus Hristos, spuneți-mi ce s-ar fi întâmplat. E o taină pentru mine, nu mă pronunț aici. Dar este cert că în momentul acela Domnul Iisus Hristos s-a pus pe sine însuși sub jurisdicția Tatălui. La punctul 3 aș vrea să mai adaug un lucru. Vă rog să observați că și Satan este sub jurisdicția Tatălui. În momentul în care Tatăl poruncește ceva, demonii ascultă de porunca Tatălui. Cu alte cuvinte, Tatăl este stăpânul absolut al acestui univers, chiar și al universului răzvrătit. În momentul în care Satan vine într-un război deschis împotriva Domnului Iisus Hristos, în războiul acesta împotriva Domnului Iisus Hristos, Satan se așează pe sine sub judecata Tatălui. Din cauza aceasta, Domnul Iisus Hristos spune, Domnul să te mustre, Satano. Nu a ales El Ierusalimul. În momentul în care Domnul Iisus Hristos se luptă pentru trupul lui Moise, același lucru. Același lucru. Deci, Tatălui îi sunt încredințate rugăciunile noastre. Tatăl răspunde la rugăciunile noastre. Să nu vă imaginați că rugăciunile dumneavoastră ajung la un etaj inferior. Nu. Rugăciunile dumneavoastră ajung la etajul superior al acestui univers, ajung la Tatăl, prin intermediul Domnului Iisus Hristos. Orice lucru bun care vi se dă vine ca răspuns din partea, ziceți, din partea Tatălui. Orice dar desăvârșit și orice lucru bun vine de sus, de la Dumnezeu, de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare, direcția fiind exact la Tatăl. Vă încurajez pentru respect, vă încurajez pentru autoconștiință, rugăciunile dumneavoastră ajung la tronul Tatălui. Are Dumnezeu un nume propriu? Dacă da, de ce nu îl strigăm cu acest nume? La această întrebare o să răspundă pastorul Mitrachie Marius. La drept vorbind, Dumnezeu are mai multe nume. Un nume este Yahweh, sau Jehova, așa cum noi românii pronunțăm, înseamnă Eu sunt Cel ce sunt. Avem El Shaddai, Cel Atotputernic, Dumnezeu Tsabaot, Dumnezeu Știrilor. Însă e interesant că astăzi foarte mulți se luptă să păstreze numele Jehova, Yahweh, în pronunția noastră. De ce îi spunem Domnul și nu Jehova? Foarte simplu, evreii au tradus Septuaginta, Vechiul Testament, în limba greacă și expresia Yahweh Elohim
adică Domnul Dumnezeu, a fost tradus cu Kyrios Theos. Și Kyrios, care înseamnă Domnul, a fost preluat și de scritorii nou-testamentari în Noul Testament, așa că n-am nicio problemă să pronunț Domnul, de vreme ce chiar preoții evrei, apostolii care au fost inspirați de Domnul, să folosească cuvântul Domnul și nu neapărat Iahve. Iahve era pronunțat Adonai pentru a evita cuvântul Iahve. Dar n-am o problemă, așa că scripturile pe care le avem sunt inspirate de Dumnezeu. N-am o problemă. Mulțumim foarte mult. La următoarea întrebare l-am rugat pe pastorul Petrescu Valeriu, dar dânsul m-a delegat pe mine, așa că o să răspund eu. Vreau să știu dacă ne vor fi luate Bibliile. Cel mai scurt răspuns pe care mi-l pot imagina este următorul. Nu mi-e atât de teamă de momentul când ne vor fi luate Biblie. Mi-e teamă de momentul în care toți avem Biblie și nu facem nimic cu ea. Câte Biblii avem acasă? Mulți dintre noi avem câte 7-8. Și calculând într-o zi cât timp petrecem cu telefonul, tableta, Facebook, Instagram, YouTube și așa mai departe, începe să se îndepărteze de mine teama că va veni o zi în care Biblia o să-mi fie luată și eu nu o să mai pot cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Mi-e teamă că acum, când am Biblia în mai multe variante, acord mai mult timp altor lucruri. Dacă trebuie să extind puțin, nimeni nu poate să răspundă la această întrebare până la capăt, în sensul că, probabil, cel mai probabil, vor exista pe fața Pământului zone în care Biblia nu o să dispară. O să existe. Cel mai sigur loc pentru o scriptură este în capul nostru, în mintea noastră. Acolo e cel mai sigur loc. La următoarea întrebare o să răspundă pastorul Dănăiață. Postmodernismul este echivalent cu minciuna, așa-i? Postmodernismul este o nouă atitudine pe care noi o avem din punct de vedere filozofic vis-a-vis de lucrurile din jurul nostru. Spre exemplu, postmodernism înseamnă să nu mai crezi că lucrurile sunt absolute. Adică, în filozofie, orice logică are o contralogică. Și pentru că logica se bate cap în cap, ajungi la concluzia că adevărul este relativ. Una dintre problemele și una dintre rosturile acestei evanghelizări este faptul că noi trăim într-o lume, așa zis, pluralistă. Pluralismul este rezultatul postmodernismului. Ce înseamnă pluralismul? Eu voi fi mântuit oricum până la urmă. Și eu voi fi mântuit, și tu vei fi mântuit, și celălalt va fi mântuit. În structurile religioase astăzi se admite acest lanț de argument și de logică până acolo încât se spune că și ateii vor fi mântuiți. Știți cine a spus asta ultima dată, da? Da, sigur că da. A făcut vâlvă. Nu este o problemă legată doar de papa sau de altcineva. Este un fel de a gândi, pur și simplu. Nu mai trebuie să ascultăm de Dumnezeu. Este suficient să fii un credincios pios. Cu alte cuvinte, pioșenia ta, faptul că ții cont de existența unui Dumnezeu despre care nu știi mare lucru, dar crezi că este undeva în universul ăsta și tu te împiedici de El întotdeauna, în fiecare dimineață, e destul. Da? Deci, absolutul nu există. Răul a apărut până la urmă ca fiind necesar. Răul necesar este una dintre unul dintre elementele constituente ale postmodernismului. Ai nevoie de rău. De ce ai nevoie de rău? Ca să știi bine. Da. Pentru că iese bine din el, zice cineva. Nu știu dacă aș citit Roman capitolul 3 de curând. Dar dacă nu l-aș citit, vă rog frumos să-l citiți acasă când mergeți. Acolo spune, osânda acestor oameni este dreaptă. Este exact raționamentul acesta surprins de Sfântul Apostol Pavel, care și el era un filozof și care știa cam cum se judecă în lumea asta. Și el spune, oamenii cam așa judecă. Zice el, de ce să condamnăm pe un om care minte dacă prin minciuna lui scoate în evidență adevărul lui Dumnezeu? Îi face un bine lui Dumnezeu, îi slujește cumva. Ideea răului necesar. Dragii mei, postmodernismul este un tip de gândire care înlocuiește tipul de gândire creștin. Asta este tot.
Este un alt tip de gândire care înlocuiește tipul de gândire creștin. Cu alte cuvinte, asistăm la un proces de decreștinare. Acum, evident, cineva poate să spună, dar ce, lucruri bune nu sunt? Sigur că sunt lucruri bune. Spre exemplu, o toleranță mai mare. Deși în ultima vreme a apărut toleranța represivă. Nu știu dacă ați auzit de ea. Toleranța represivă este o chestie foarte interesantă și cu asta mă opresc. Știi, abuzul cuiva îmi dă voie mie ca de dragul victimei să devin și eu un abuzator. Nu știu dacă e clar. Dar haideți să vă exemplific. Eu îl abuzez pe el, îi dau două perechi de palme. Vine al treilea pe stradă, Antonio, spre exemplu, și vede că i-am dat două perechi de palme lui. Antonio zice, el e rău, adică eu. Ca urmare, pentru ca să ia apărarea lui, ce face Antonio? Îmi dă două perechi de palme mie. Fără să-și pună problema dacă în momentul acela el reprezintă binele sau răul. Nu. El reprezintă dreptatea, deși în momentul acela el devine un abuzator la rândul lui. Asta este baza oricărei persecuții, să știți. Asta este baza oricărei persecuții. Mă opresc aici. Dacă vreți mai mult, studiați postmodernismul, vă va oferi surprize destul de mari. Dacă avem B500 fix, să mutăm mașina pentru că blochează pe cineva. Tot dumneavoastră vă este adresată întrebarea asta, ține de prezentare. Când vorbiți despre fiara, eu citesc exact cum e aici, când vorbiți despre fiara a cincea, SU, probabil că e vorba de Statele Unite, e trecută pe hartă. De ce nu se vorbește mai mult? Dragii mei, să nu aveți impresia cumva că această evanghelizare, sau cum vreți să o numiți, aceste serii și întâlnirile noastre, termină vreun subiect. Nu le puizează. Fiecare seară nu face altceva decât deschide un subiect. Aș vrea să vă simțiți provocați. Aș vrea că atunci când plecați acasă să simțiți nevoia de a pune mâna pe Scriptură și să continuați subiectul. Nu voi dori ca să merg cu un subiect până la capăt, pentru că nu avem timpul necesar. Pentru aceia care aveți cunoștințe înaintate de Biblie, vreau să vă spun de asemenea, adunarea noastră de aici se adresează în mod special celor care încep acum să studieze. Iar pentru a începe un studiu în momentul acesta, trebuie să lași deschis sau deschise porți pentru ca să se poată intra pe el. Din cauza aceea, exista steagul Americii, cred că mai exista și steagul UNESCO sub, despre care n-am discutat și nici nu o să discut despre ele. Cu toate acestea, ele sunt consecințe ale istoriei pe care le trăim astăzi. Cine dorește să meargă mai departe în aprofunzime, luați cartea Daniel și Apocalips, studiați-o, oferă surprize de asemenea, extrem de încurajatoare pentru vremea pe care o trăim. Penultima întrebare. Sunt trei întrebări, din care eu am să fac doar una. Cum trebuie să ne pregătim pentru evenimentele finale? Ne pregătim noi sau ne pregătește El? Sunt trei întrebări aici, dar se poate comasa totul într-una singură. Noi nu ne putem pregăti fără El. Este jumătate de răspuns. Iar cealaltă jumătate, studiind, rugându-ne, meditând și cerând lui Dumnezeu ca să consolidăm o credință personală, deoarece vom răspunde personal în vremea evenimentelor finale. Aș vrea să adaug puțin. Să știți, religia creștină nu este o religie inițiatică. Ce este o religie inițiatică? O religie inițiatică este o religie care oferă câteva reguli pe care, dacă le păstrezi, te inițiezi într-o anumită practică și începi să te dezvolți, să te ridici din ce în ce mai sus, până când ajungi la desăvârșire sau, dacă vreți, la îndumnezeire. Creștinismul nu are nimic cu treaba asta. În creștinism, omul este salvat printr-un ajutor din afară. Și ajutorul din afară se numește cum? Iisus Hristos.
Noi suntem mântuiți prin Iisus Hristos. Suntem transformați prin Iisus Hristos. Ajungem să fim altfel de oameni datorită faptului că Iisus Hristos ia loc și se naște în noi. Asta este perspectiva pe care o avem. Hristos în voi, nădejdea slavei. Nu e Hristos în noi, nu-i nădejde de slavă. Vreau să vă spun că nu știu ce-i cu întrebarea asta și cine o pune și de ce o pune, dar mi se pare iubesc întrebarea asta. Și vă voi spune și de ce. Cum se explică faptul că lumina a fost creată în prima zi, iar soarele și luna și stelele au fost create în ziua a patra? Știți de ce o iubesc? Nu știu cine a pus-o, dar mi-e teamă că cel ce a pus-o știe ceva din viața mea. Eram în clasa a șasea. În amărâta de comună în care am crescut eu, a fost repartizată o profesoară de istorie tânără, pe nume Manu Steluța. Primul lucru care l-a făcut când a venit în localitate, după ce a aflat că este o problemă în școala respectivă care se numea, problemă care se numea Valentin Dănăiață, că ăsta e pocăit și că nu merge sâmbăta la școală ca toată lumea, ci el a luat-o puțin razna, după ce a început să predea și mi-a plăcut foarte mult cum a predat istoria antică, astfel încât m-a făcut să-mi cumpăr un atlas de istorie și după aceea am început să iau numai 10, după ce s-au întâmplat toate lucrurile astea, dumneaei a creat un cerc de ateism științific în școală. La prima întâlnire a cercului de ateism științific s-a umplut clasa, așa cum este plin aici, și un singur om trebuia să stea în picioare. Era Valentin Dănăiață. Mi-aduc aminte ca și acum că aveam haina pusă pe umeri. Nu era pe mână. Și am spune, Valentine, tu ești un... Știți, prima dată, înainte să lovești, mângâi pisica așa. Știți? O mângâi așa ca să se întindă ea și să nu aibă niciun reflex. Și pe urmă, când s-a întins suficient de mult, îi dai una și ai scăpat de ea, ai trimis-o în Marte. Cam asta era tehnica. Și a început, Valentine, ești un băiat deosebit, băiat ca tine mai rar, dar ce tot faceți, mă, acolo, mă? Mă, ce să facem la biserică? Citim Biblia? Păi, bine, mă, de câtă vreme o citiți? Păi, și n-ați mai terminat-o. Atâta, două încolo de treabă, citești și o carte. Dar plus de asta, e o carte stupidă. De ce e o carte stupidă, Doamne? Păi mă, Valentine, chiar vrei să-ți demonstrezi? Păi de pe prima pagină e o problemă. Ce problemă o fi? Repet, eram în clasa șase. Eram lângă ușă. Țin minte și acum. Și doamna Manu Steluța îmi pune întrebarea asta. Cum se explică faptul că lumina a fost creată în ziua întâi și soarele a fost creat în ziua a patra? Rapid de tot, în mintea mea începe să se deruleze tot felul de întrebări. Ca orice copil, citisem din Biblie, dar nu fusesem atent. Și în mintea mea, imediat a apărut ideea, nu se poate. Nu se poate ziua întâi, soarele în ziua a patra. Nu-i normal. Dar mi-am zis, dar dacă are dreptate? Deci era clar că nu știam prea bine primele două pagini ale Bibliei. Și am zis, ca nu cumva eu să greșesc prin faptul și să arăt că eu nu știu, mai bine merg pe mâna dânsei. Și am zis, ok, dar dacă e cum zice dânsa? Și am zis, bun, lumina în ziua întâi, soarele în ziua a patra, ce să răspund? Acum, voi răspunde ce am răspuns atunci. Lângă mine, lângă ușă, Dumnezeu m-a făcut să fie un întrerupător. A făcut să fie un întrerupător. Și mi-au căzut ochii pe întrerupător. Și s-a făcut lumină. Și am zis, stimată Doamnă, dacă noi am fost în stare să creăm lumină artificială, că uite, ard becurile fără soare, vezi?
Nu-i nevoie de soare ca să arbă becurile. Nu înțeleg de ce Dumnezeu n-ar fi putut să creeze lumina artificială în afara sursei soarelui. În plus, Scriptura spune că Dumnezeu este El însuși lumina. Nu e o problemă. În Apocalips, Dumnezeu spune că în cetate nu-i nevoie de soare, pentru că lumina ei este mielul, Dumnezeu. Structura existenței lui Dumnezeu, printre alte manifestări supramateriale, este lumina. Și de aici încolo vă las pe dumneavoastră să continuați, pentru că subiectul este vast. O altă întrebare care necesită un răspuns mai lung, nu voi răspunde la ea acum, ne va lua prea mult timp, o voi citi însă. Anul 1844 este împlinirea clară a textului din Daniel 8:14, cum s-a descoperit, cum s-a ajuns la data de 22 octombrie, unul dintre pilonii centrali ai credinței advente. Vom răspunde data viitoare, sper, deși vreau să vă spun că acest detaliu nu interesează pe un om care a venit acum să caute pocăința. Este un detaliu care interesează pe cercetătorii mai avansați ai cuvântului. Eu cred că la aceasta ar putea răspunde pastorul dumneavoastră într-o temă viitoare. Chiar trebuie să mă botez? Nu este suficientă credința? Ce părere aveți? E la modă treaba asta. De asemenea e la modă. Adică omul pios n-ajunge că am frică de Dumnezeu în suflet și mă duc la toate bisericile posibile și mă duc și intru și acolo și intru și acolo și mă rog lui Dumnezeu, primește Dumnezeu rugăciunea mea. O primește? Sigur. Dragii mei, vă rog să-mi spuneți, de ce sunt 1100 și ceva de pagini de carte scrisă pentru mine și pentru tine? Din ce cauză? Spuneam la început, credința fără informație, credința needucată, este oarbă. După ce omul are credință, credința are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Adică, spune-mi, Doamne, ce să fac? Și sunt 1000 și ceva de pagini în care Dumnezeu ia cazuri după cazuri, le deschide înaintea ta și înaintea mea, astfel încât partea de învățătură teoretică să poată să ajungă la o aplicație practică foarte reală pentru mine și pentru tine. Scriptura, vă spuneam anterior, nu e să o puneți sub pernă, nu e să o țineți în raft. Scriptura nu este un element care să aducă binecuvântare în casă sau să protejeze casa de rău. Nu e un talisman, nu o țineți nici la gât, nici în poșetă. N-are niciun rost. Scriptura are un singur rost. Spuneți-mi, care e? Citiți, oameni buni, că de asta Dumnezeu a dat cuvântul ca să fie citit. Și acum, un text, zic eu de excepție, se găsește în Luca, Evanghelia după Luca, capitolul 7. S-ar putea să ne lămurească. Versetul 29 și 30. Și tot norodul care l-a auzit pe Ioan Botezătorul predicând și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul. Ce faci când primești botezul? Încă o dată, e invers. Deci încă o dată, reluați textul împreună cu mine. Ce faci când primești botezul? Vreau să vă spun că dumneavoastră nu sunteți aici la liturghie. Eu să-mi fac treaba mea aici și dumneavoastră să stați să vă gândiți la nu știu ce. Stați cu mine. Da? Deci mai citesc încă o dată textul. Tot norodul care l-a auzit pe Ioan Botezătorul, chiar și vameșii, au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul.
Deci ce e botezul? Este un act prin care dai dreptate cui? Lui Dumnezeu. Wow! Acum reiau întrebarea. N-ajunge că sunt credincios. Trebuie să și primesc botezul. Ce părere aveți? Și textul spune, oameni buni, dacă tot credeți, dați dreptatea lui Dumnezeu. Păi cum? Primiți botezul. Botezul este un act pe care nu îl facem doar cu mintea. Îl facem cu ființa întreagă. E puțin mai complicat. Dar dați dreptatea lui Dumnezeu în fața lumii. Și acum următorul verset. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei neprimind botezul lui. Cum se poate ca cineva să zădărnicească planul lui Dumnezeu pentru el? Vă rog? Nu primește botezul. Legământul ăsta de dragoste cu Dumnezeu, legământul ăsta de încredere cu Dumnezeu, nu vă sfiiți să vă dați pe mâna lui Dumnezeu. Să nu vă fie greu să-L considerați pe El ca fiind partenerul dumneavoastră de viață. Nu vă fie rușine. Lumea nu merită atâta cinste cât dăm noi. Atât de mult încât parcă cinstim mai mult lumea decât pe Dumnezeu. Ați văzut în ceea ce am studiat până acum, lumea ia diferite chipuri, diferite ipostaze. Niciunul dintre ele însă nu este real, nu ți este prieten. Chiar și atunci când pare că este uman, ascunde în spate o fiară. Țineți minte lucrul ăsta. Și atunci, vă rog frumos, nu zădărniciți planul lui Dumnezeu pentru dumneavoastră, neprimind botezul lui. Eu nu o să fac apeluri la botez în zilele acestea, dar dacă vă gândiți la lucrul acesta, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ultima întrebare din seara aceasta. Duhul Sfânt este a treia persoană a Dumnezeirii sau este una cu Tatăl și Fiul? N-am crezut vreodată că în biserica protestantă se va ajunge să se redeschidă o dogmă ortodoxă. Pentru că problema Duhului Sfânt este o problemă care s-a rezolvat de mult în timpul părinților bisericești. Acum, ca să dăm un răspuns scurt, vreau să vă întreb. Dacă aveți două texte, unul foarte clar și altul mai puțin clar, mai obscur, dumneavoastră ca cercetător ai Scripturii, cum faceți? Îl interpretați sau interpretați textul obscur prin textul mai clar, astfel încât textul mai clar să-l clarifice pe ăla obscur? Sau faceți invers, luați textul obscur și ajungeți să nu mai înțelegeți nici textul clar? Cum faceți? Poftiți? Prima sau a doua? Cât sunteți cu prima? Vă mulțumesc! Hai să mergem cu prima variantă. Cel mai simplu text pe care îl am eu, care lămurește totul, este acela pe care îl știți. Domnul Iisus Hristos la marginea Iordanului, în genunchi, Fiul lui Dumnezeu, rugându-se. Da? Deasupra lui, Duhul Sfânt, în chip de porumbel. Și din cer s-a auzit un glas, glasul cui? Tatălui, care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea.
Este singurul text biblic în care sunt prezentate cele trei persoane, cele trei entități biblice ale lui Dumnezeu și în același timp ele sunt diferențiate spațial și ca personalitate. Îl ai pe Iisus Hristos jos, ai Duhul Sfânt în chip de porumbel și ai cerul deschis la tronul lui Dumnezeu vorbind Tatăl. Indiferent ce alte texte găsiți dumneavoastră după aceasta pentru a discuta această problematică, vă rog frumos, nu vă depărtați de la acest text care este extrem de simplu. Poate că vi se pare că e prea copilăresc. La noi este la modă să încurcăm lucrurile. Mi se pare că dacă nu le încurcăm, nu suntem suficient de deștepți, nu suntem suficient de inteligenți. În realitate, filozofia, știința, înțelepciunea se bazează pe lucrurile clare, nu pe cele confuze. Deci, vorbim de această realitate în care cele trei persoane ale Dumnezeirii sunt prezentate înaintea noastră la botezul Domnului Iisus Hristos, cele trei care lucrează pentru salvarea și mântuirea ființei umane. Domnul să ne binecuvinteze pe toți și vă mulțumesc pentru întrebări. Surpriza acestei seri a fost când Sabina, fetița de aici din față, a venit la mine cu o întrebare. În sfârșit o întrebare. Vă imaginați, eu v-am tot rugat să puneți și dumneavoastră întrebări. Am reușit, v-am convins, nu v-am convins. Cert este că atunci când am început nu aveam nicio întrebare. Acum am trei. Întrebarea lui Sabina. Vreau să vă zic, e scrisă de mâna ei, e mâna unui copil, dar vreau să vă spun că m-a tulburat mult întrebarea. De ce Dumnezeu ne lasă să vorbim urât și să nu credem în El? Sau dacă credem, de ce ne lasă să facem chestii de-astea urâte? Zice Sabina. Că El poate să ne controleze cum vorbim sau ne purtăm. Dar nu vrea și nu știu de ce. Nu vi se pare profund? Când am citit, mi-am adus aminte de o secvență biblică. Poate durează, dar e o lecție uluitoare acolo. Matei, capitolul 8. Când s-a coborât Iisus de pe munte, multe noroade au mers după El. Și un lepros s-a apropiat de El, i s-a închinat și a zis, Doamne, fiți atenți, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Spuneți-mi, vă rog, afirmația asta ce implică? Ce implică din partea leprosului? Îi spune, Doamne, dacă Tu ai vrea, eu aș fi vindecat acum. Da? Dar? Ce implică? Sigur că da. Tu nu vrei și de-aia nu sunt eu vindecat. Sunt o mulțime de bolnavi pe lumea asta care trec prin aceeași problemă și își pun întrebarea asta. Doamne, dacă Tu ai vrea ca eu să fiu vindecat, m-ai vindeca, de ce nu mă vindeci? Și cumva este o extensie a întrebării. Doamne, dacă Tu ai vrea să nu vorbim noi urât, ne închide gura. Apropo, de ce vorbim noi urât? Mai departe. Iisus a întins mâna, s-a atins de El și a zis, da, vreau să fii curățit. Îndată a fost curățit de lepra lui.
Dragii mei, ce urmează de acum înainte este uluitor. Pentru că imediat după asta vine la Domnul Iisus Hristos un sutaș, sutașul, și spune: știi, eu am în casă un rob care zace, se chinuie cumplit, vino să-l tămăduiești. I-a zis vino să-l tămăduiești? Nu i-a zis. Atât i-a spus: am în casă un rob care se chinuie cumplit. Și în secunda următoare Domnul Iisus Hristos n-a mai așteptat să-i facă nicio rugăminte. S-a oferit el, a zis: eu vin la tine să-l tămăduiesc. Și sutașul a zis: Doamne, tu vii, dar nu mi-am făcut patul. Cam așa sună. Nu mi-am aranjat casa. El zice: nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Nu sunt un om vrednic. Și Domnul Iisus Hristos zice: ăsta sunt. Vreau să vin la tine. Sutașul continuă și spune: zi doar un cuvânt. Și încep minunile acelea făcute printr-un cuvânt, făcute printr-o atingere, făcute prin fărâmituri. Cumva se leagă din Evanghelia după Matei următoarea idee. Domnul Iisus Hristos este confruntat de acel lepros. Leprosul îi pune în față ideea: Doamne, Tu nu vrei ca nouă să ne fie mai bine. Tu nu vrei ca noi să biruim păcatul. Tu nu ne ajuți destul. Și în timp ce leprosul gândește așa, Mântuitorul dintr-o dată se deschide față de oamenii de acolo și vrea să le arate că El este mai mult decât binevoitor pentru ca să-i ajute. El vindecă pe un om cu un singur cuvânt, în timp ce în jurul său sunt o mulțime de alți oameni care rămân nevindecați. Care e diferența între robul sutașului care este vindecat cu un cuvânt și ceilalți care erau în jurul său și nu erau vindecați? Care era diferența? Cine nu vroia? În momentul când femeia aceea din Tirul Sidonului se apropie de Domnul Iisus Hristos să fie vindecată, femeia respectivă se apropie prin spatele Domnului Iisus Hristos, în așa fel încât Mântuitorul nu stă cu fața la ea, stă cu spatele la ea. Ea se atinge de marginea veșmântului lui și Domnul Iisus Hristos mărturisește și spune: a ieșit o putere din mine, ca și cum femeia aceea furase ceva din Domnul Iisus Hristos, fără ca măcar el să știe. E corect? Așa a fost? Nu, n-a fost așa. Evident, Domnul Iisus Hristos a știut despre ce este vorba. Dar El a lăsat lucrurile în felul acesta pentru a demonta un mit, și anume că El nu vrea. Din cauza aceea s-a apropiat cu spatele de această femeie. Din cauza asta, când femeia s-a apropiat de El și l-a atins, ea a fost vindecată fără ca măcar să ceară voie. Asta arată că Domnul Iisus Hristos este atât de plin de dorința de a vindeca, de dorința de a ne face mai buni, încât această dorință a Lui aproape dă peste El. Și atunci de ce nu ajunge la mine? Repet și eu întrebarea lui Sabina. Eu de ce vorbesc urât? De ce sunt chestii din alea urâte? De ce? Mântuitorul nu vrea altceva decât să ne conectăm la El, atât. Și descoperim, spre surpriza noastră, că aceste contacte ale noastre s-au oxidat. Pui și nu se întâmplă nimic. Sursa există. Puterea există. Este un plus de energie acolo. Vrea să se reverse peste margini. Conectoarele sunt puse și nu funcționează. Vă rog frumos, curățiți conectoarele. Zonele acelea oxidate, care fac ca atingerea cu Iisus Hristos să nu aibă loc. Curățiți-le. Nu știu ce poate să fie în viața unui om ca să-l oprească să se conecteze de Domnul Iisus Hristos perfect. Nu știu. Poate să existe un păcat, poate să existe un obicei, poate să existe mândrie, poate să existe încăpățânare, poate să existe revoltă. Nu știu ce. Dar dacă există ceva care vă oprește să vă conectați la Iisus Hristos, dați-l la o parte. Și când vă veți conecta la El, veți descoperi că cerul întreg vă stă la dispoziție. Ajutoare cerești extraordinare vă asistă. Veți descoperi că nu veți mai fi singuri într-o lume atât de zbuciumată cum este lumea de astăzi.
Între oameni atât de însingurați cum sunt oamenii din generația mea și din generația ta, vei fi un om cu cerul întreg în suflet și cu sufletul în cer. Este cu neputință de imaginat lucrul acesta. Vă invit la această experiență și îi mulțumesc lui Sabina pentru întrebare. Răspunsul meu este limpede. El vrea. Eu nu vreau. Asta e baia. Știți, uneori întrebările îmi dau posibilitatea să rostesc mult mai mult decât mi-am propus. Și mulțumesc pentru asta. Până unde ar trebui să meargă speranța noastră vis-a-vis de cei care greșesc? Hoți? A, toleranța noastră vis-a-vis față de cei care greșesc? Hoți, oameni viciați, având în vedere că și noi avem alte păcate, exemplu, nerăbdarea, nervozitatea, etc. Întrebarea este bună. Păcatele sunt toate la fel, evident. Deși păcatul este același în fața lui Dumnezeu, din punct de vedere al consecințelor există totuși diferențe. Una este să fiu nervos, să mă lupt cu mine și să mă opresc mușcându-mi limba. Da? Mușc limba și nu zic nimic, dar tot nervos sunt, evident. Și alta este să fiu nervos și din cauza nervilor să lovesc pe cineva. E diferență, nu? Una este să poftesc, dar să trec mai departe și să-mi țin mâinile în buzunare ca nu cumva să se lege ceva de ele. Și alta este să mă duc și să pun mâna. Sigur că da. E diferit. Una este să comiți un lucru fără să te lupți împotriva lui și alta este să faci lucrul respectiv ca și cum ar fi natural. Adică, eu știu, omul vicios, hoțul, mincinosul și așa mai departe, ei sunt în lumea în care păcatele pe care ei le fac sunt naturale pentru ei. Ei nu se luptă împotriva lor. Ceea ce cere de la Dumnezeu de la noi este simplu, să luptăm împotriva păcatului și să-l biruim. S-ar putea întâmpla ca nerăbdarea, nervozitatea, etc. să fie etape ale acestei lupte. Dar Dumnezeu îți spune clar, tu să nu minți. Ascultă de Dumnezeu în ceea ce privește partea practică. Va rămâne partea interioară, sigur că da. Îmi mușc limba, nu fac ceea ce sunt tentat să fac, evident, rămân cu o tensiune interioară destul de puternică, dar Dumnezeu mă asigură că o biruință obținută la nivelul faptelor va avea repercursiuni asupra gândurilor. Și dacă obții o biruință mică la nivelul acesta, ea te va ajuta ulterior la biruințe mai mari la nivelul interior. Iar lucrul acesta va conlucra cu Duhul Sfânt pe care Dumnezeu îl promite oricăruia care crede. Duhul Sfânt ca fiind asistența numărul 2 sau asistentul numărul 2 care va veni și va da o mână de ajutor omului care vrea să se schimbe. Deci, ce facem cu toleranța? Suntem toleranți sau nu? Uneori, dragii mei, toleranța ajută, alteori nu. Dacă tolerezi viciul unui om, nu faci altceva decât să-i susții viciul. Sunteți de acord cu mine? Dumnezeu a lăsat ca anumite fapte să aibă consecințe. De ce Dumnezeu a lăsat ca consecințele să existe? Pentru ca consecințele să aibă reflexul acesta de autocenzură. Și să înveți că nu este bine un lucru care altfel ai fi tentat să crezi că e bun. Nu colaborați în întărirea unui obicei negativ. Nu colaborați cu orice preț. Luptați împotriva obiceiurilor negative prin intoleranță. Asta nu presupune formarea negativă a caracterului, ci presupune o luptă conștientă împotriva unor vicii ale semenilor sau împotriva viciilor noastre. Dar fiți exigenți.
cu răul nu putem birui prin toleranță. Poate că e doar un început în discuția noastră, poate că se poate discuta mai mult, dar aș vrea să ne oprim aici. Dacă eu îl am pe Dumnezeu în inimă, mai contează cum mă îmbrac? Cu cravată sau fără cravată? Cu rochie mai lungă sau mai puțin lungă? Contează sau nu? Estetica s-a născut, dragii mei, estetica s-a născut ca fiind soră cu dorința după perfecțiune. Nu poți să dorești să iubești desăvârșirea în condițiile în care ești mediocru la nivel de frumos. Nu se poate. Iar frumosul a fost inventat de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu n-a inventat frumosul, înseamnă că noi vom inventa un alt fel de frumos destul de îndoielnic. Să nu mă intereseze frumosul? E o problemă. Vă duceți aminte textul care spune că lângă Dumnezeu există heruvim care cu două aripi zboară, cu două își acoperă picioarele și cu două își acoperă fața? Ce vă sugerează? Poftiți? Vă sugerează și grandoare? Vă sugerează și majestate? Că nu mă interesează în primul rând cum stau îngerii. Mă interesează de ce stau îngerii așa. Și ei stau așa în fața majestății lui Dumnezeu, în fața grandorii sale, în fața excelenței sale. Iar Dumnezeu spune, fiți și voi cum sunt eu. Iubiți frumosul. Iubiți desăvârșirea. Uitați-vă puțin cum a educat Dumnezeu pe preoți să se îmbrace. Și veți descoperi că Dumnezeu nu lăsa preoții să fie indolenți, leneși, mizerabili și niște pierde timp. Nu. Preotul trebuia să dea dovadă de cea mai înaltă exigență în legătură cu sine și cu slujba pe care o făcea la templu. Preotul trebuia să învețe o întreagă națiune cum să se îmbrace, cum să vorbească, cum să se poarte. La templu se învață un popor cum se îmbracă. La templu. Când un popor nu mai știe să se îmbrace, este pentru că nu mai are templu. Să fie limpede lucrul ăsta. Deci, dragii mei, în fața lui Dumnezeu, veniți căutându-L prin excelența pe care dumneavoastră o puteți experimenta. Nu știu cum să vă îmbrăcați, dar îmbrăcați-vă cel mai bine, cel mai frumos, excelent din punct de vedere al garderobei dumneavoastră. Nu vă cer să vă comparați unul cu altul, nu despre asta am vorbit. Vă cer doar când veniți înaintea lui Dumnezeu să nu veniți ca la un teren de sport. Nu pentru fotbal se vine la biserică, ci se vine la biserică pentru ca să te întâlnești cu Dumnezeu. Mulțumesc mult pentru întrebări. Mi-a făcut mare plăcere. E bucuria mea. Haideți să începem să ne apropiem de splendoarea crucii. Este un subiect bagatelizat de multă lume. Considerat unanim acceptat de toți. Dar vreau să vă spun, în realitate, este extrem de puțin crezut și înțeles în creștinism. Face parte sau este dus în categoria miturilor, în categoria tradițiilor, dar nici de cum nu este așezat în categoria experienței personale. Ori în seara aceasta, eu aș vrea să luați experimentul acesta al crucii și să-l așezați în categoria experienței dumneavoastră personale cu Iisus Hristos. V-aș invita să nu vă mai intereseze tradiția, să nu vă mai intereseze, obiceiurile, să nu ne mai intereseze cultura noastră creștină, că avem pe pereți cruci și că în felul acesta suntem creștini. Limpede,
dacă crucea nu ajunge în sufletul unui om și este doar pe ziduri, crucea nu are valoare de mântuire. Crucea se poate transforma foarte ușor într-un obiect idolatru, atunci când ea este așezată în afara noastră. De asta vă rog, luați-o și puneți-o în interior. Duceți-o cu dumneavoastră. Faceți ca această realitate să fie realitatea transformatoare pentru dumneavoastră în fiecare moment al existenței noastre. Dar pentru asta aș dori în seara asta să ne motiveze cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca să avem motivul real pentru această valoare. O valoare fără motivație își pierde sensul. În ce context sunt prezentate în Biblie învierile unor sfinți și care a fost scopul acestora? Ce fac acum acești sfinți? Dacă apar detalii despre aceste învieri în slavă, vă mulțumesc. Dragii mei, de fiecare dată când Dumnezeu a trebuit să întărească în oameni nădejdea învierii, de fiecare dată Dumnezeu a înviat pe cineva. Adică, aș vrea să vorbesc puțin despre Enoch ca nefiind înviat, dar a trăit înainte de potop, a fost luat la cer, într-o vreme în care oamenii nu se mai pregăteau pentru cer. Într-o vreme în care cuvântul lui Dumnezeu spune că numărul celor credincioși s-a redus la câțiva. La 8 au fost salvați prin arca lui Noe. În momentul acela era foarte greu să nădăjduiești că Dumnezeu va mai face ceva, când o întreagă omenire spunea că nu. În zilele acelea, Enoch a fost ridicat la cer. Și lucrul acesta a fost pentru a întări certitudinea rămășiței, adică a celor câțiva care mai rămăseseră. Certitudine care trebuia să se prindă de cele ce vor veni. E interesant, despre Enoch se spune că el a fost un propovăduitor al neprihănirii care a vorbit despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Deci, observați această legătură foarte puternică. Un om care vorbește despre venirea lui Iisus Hristos, un om care așteaptă revenirea lui Iisus Hristos, un om care crede în înviere și care crede în viața veșnică, lui se oferă posibilitatea aceasta de a gusta cerul fără ca să atingă moartea. Ilie a fost un altul despre care știm că a gustat moartea. A gustat-o? Mulțumesc. Deci este al doilea care n-a gustat moartea și care de asemenea a fost luat la cer. Într-o perioadă în care el însuși ajunsese să fie extrem de îndoit în legătură cu ce șansă mai are Dumnezeu să triumfe în lumea noastră, momentul în care poporul său era unul care se părea că nu mai putea să fie recâștigat la credință. Adică coboruse Dumnezeu foc din cer pentru ei. Iar ei trecuseră de partea Izabelei. Dureros. Bun. Și acum ajungem și la partea cealaltă. Morți și înviați. Vă amintiți? Moise. Da? Domnul Iisus Hristos a luptat pe trupul lui Moise și l-a ridicat la viață. Îl mai găsim pe Moise undeva? După aceea. Pe Muntele Schimbării la față, Moise este acolo împreună cu Ilie. Și stau de vorbă cu Domnul Iisus Hristos pentru ce? E foarte frumos să înțeleg că Dumnezeu face lucrurile acestea pentru ca să întărească pe cineva. Întotdeauna să susțină pe cineva. Uneori să susțină credința oamenilor, alteori să-L întărească pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că ei
Moise și Ilie au venit să vorbească cu Domnul Iisus Hristos și într-adevăr să-L pregătească pentru momentul de răstignire. Punctul 3, ni se spune că la moartea Domnului Iisus Hristos mormintele s-au deschis și o mare parte dintre sfinții adormiți, o parte dintre sfinții adormiți au înviat. Mormintele au rămas deschise de vineri până în ziua întâi și odată cu Domnul Iisus Hristos au înviat și ei. Au intrat în cetate, s-au arătat multora. E incredibil lucrul acesta. Vreau să vă întreb, de ce au făcut-o? Pentru ce? Pentru ca nădejdea învierii să fie din nou o realitate pentru epoca creștină care începea din momentul acela. Ce fac ei în cer? O, de-a ști. Avem vreodată impresia că n-au ce face? Găsesc în Sfânta Carte spunând, am văzut acolo 24 de bătrâni, am văzut acolo prezențe umane la tronul lui Dumnezeu. Ar putea să fie o parte dintre aceștia? Nu mă pronunț, dar știu că ei sunt acolo și au un rol bine definit. Cum pot citi în așa fel încât să pot înțelege și reține cuvântul lui Dumnezeu? Întrebarea este foarte bună. Vreau să vă zic că n-am o soluție pentru toată lumea. Mi s-a întâmplat și mie la un moment dat mama să mă roage, citește Vali și tu. Și eu puneam mâna și nu se lipea de mine nimic. Interesul pentru cuvântul lui Dumnezeu ține de noi. Punctul 1. Punctul numărul 2. Dacă sunt interesat pe subiectul care sunt interesat, încercați să faceți Biblia să vă vorbească. Dacă vreți, studiați-o cu creionul în mână. Notați. Subliniați. Și dacă Biblia va reuși să vă răspundă la niște întrebări, dumneavoastră îți veți reține răspunsurile. Cel mai mult am învățat personal, nu la seminar și la institut. Cel mai mult am învățat în momentul în care colegii mei, cei care strigau după mine pocăitul, îngustul, mă rog, un om care nu gândește, veneau și îmi puneau întrebări. Iar eu mă zbăteam de fiecare dată să pot să fiu în stare să răspund. Și de fiecare dată când doream să le răspund, trebuia să mă duc undeva în Scriptură. Și întrebările lor mă obligau să not în Sfânta Scriptură, chiar dacă nu prea știam să not la vremea aceea, dar cu timpul am învățat. Să știți, puneți întrebări lui Dumnezeu și El vă va răspunde. Apoi, o altă modalitate este să luați Biblia de la cap până la sfârșit. Și cu fiecare pagină pe care o întoarceți, să aveți impresia că întoarceți istorie. Și să vă întrebați, unde sunt acum în istorie? Ce se întâmplă cu acești oameni? Și încet, încet, să așezați lucrurile la locul lor. Dacă vă este greu și dacă nu înțelegeți, folosiți cărți ajutătoare. Vă recomand cartea Patriarhi și Profeți pe care a primit-o prietenul nostru în seara aceasta. După aceea Profeți și Regi, după aceea Hristos Lumina Lumii, Faptele Apostolilor. Folosiți cărțile acestea ca o sursă de comentariu care vă ajută să înțelegeți Sfânta Scriptură, așa cum și sunt, ca o lumină mică pentru o lumină mare. Deci, odată pe subiecte, pe puncte de interes, altădată la rând, dacă vă este greu și dacă chiar nu puteți și vreți să înțelegeți, să începeți cu ceva mai deosebit, puteți începe cu Noul Testament. Începeți cu Evangheliile. Sunt modalități în care viața Domnului Iisus Hristos este prezentată diferit. Și când începeți cu Evangheliile, luați și cartea Hristos Lumina Lumii sau Viața lui Iisus. Luați-o și studiați-o în paralel. Încă o dată, vă va ajuta mult.
cuvântul lui Dumnezeu trebuie citit sau studiat precum pâinea. Mai degrabă, el trebuie mâncat decât răsfoit. Acestea sunt câteva idei pe care vi le pot oferi. Înainte de a fi creat omul, îngerii aveau un set de legi gen cele 10 porunci? Vreau să vă întreb un lucru. Când Moise a primit cele două table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu, de unde le-a primit? De unde le-a primit? A zis o voce aici, am auzit, le-a primit din cer. Evident, au fost date de Domnul Iisus Hristos. Dar de unde au venit? Au venit din afara spațiului nostru, din universul în care legea lui Dumnezeu era respectată. Și universul acesta a dat unei lumi revoltate legea universului. Evident, legea respectivă mărturisește războiul care avusese loc în ceruri. Adică porunca ce zice să nu ucizi, era scrisă să nu ucizi pentru că în cer, în cadrul războiului dintre Dumnezeu și marele revoltat, problema uciderii fusese o problemă. Să nu minți fusese o problemă. Să nu furi fusese o problemă. Să nu desfrânezi fusese o problemă, cel puțin la nivel moral. Și Dumnezeu a luat toate aceste principii ale războiului din ceruri și le-a scris pentru pământ. Că ele sunt scrise pentru noi. Sunt scrise pentru pământeni. Cu elemente de aici. Adică elementele acelea și robul tău, și roaba ta, și străinul care este în casa ta. Acestea sunt elemente foarte pământești. Dar ele vin din altă zonă. Vorbim despre legea lui Dumnezeu ca fiind dragoste. Dacă legea lui Dumnezeu a fost dragoste din început, ea n-a trebuit să fie scrisă în formă negativă, să nu ucizi. N-a trebuit să fie scrisă așa. Unui nevinovat nu-i spui să nu ucizi. Îngerilor lui Dumnezeu nu li s-a spus să nu ucizi. În momentul în care însă războiul din ceruri a apărut, în momentul acela dragostea lui Dumnezeu a trebuit să fie rescrisă în termenii abuzurilor pe care Satan le-a inventat și le-a produs în ceruri. Și astfel că legea lui Dumnezeu a apărut ca manifestare sau ca urmare a conflictului ceresc. Deci răspunsul, sigur, un univers nu poate exista fără aceste legi. Nu poate exista în termenii anarhiei. Nu se poate. Mai am aici două texte, adică două bilete cu texte. Mânia lui Dumnezeu sub formă de plăgi se manifestă după închiderea Harului. Mă puteți ajuta să înțeleg ce semnifică închiderea Harului? Har înseamnă bunătatea nemeritată a lui Dumnezeu. Ideea de închidere seamănă foarte mult cu închiderea unei uși. Ușa Harului. De unde vine ideea de ușă? Prima dată la Exod, israeliții au fost invitați ca să stropească ușa casei lor cu sânge. Vă amintiți? Și pe din afară, nu pe dinăuntru. Acolo spune să o vadă îngerul, dar în realitate și în primul rând au văzut-o egiptenii. Egiptenii au văzut cum un popor întreg iese afară și ca niște ciudați își... Nu știu dacă pot zice, aș putea spune își mâzgălesc, că n-a fost o chestie foarte artistică acolo. Au dat cu sânge pe ușă. A stropit, mulțumesc, dar când stropești, nu pătezi. Adică vreau să spun că n-a fost o chestie, ceva estetic. A fost ceva care, cărora i-a șocat. Bun, și au văzut că toți fac același lucru și a zis ceva, trebuie să se întâmple cu oamenii ăștia.
Atunci, cu ocazia aceea, Dumnezeu a zis să nu lăsați pe nimeni în afară. Deci copiii să nu se joace pe ulițe în noaptea aia. Pentru că vor fi salvați doar aceia care sunt în casă. Ușa, în felul ăsta, era un fel de protecție pentru ceea ce se întâmpla în afară. Imaginea vine de acolo. Cei ce sunt în casă sunt protejați. Cei ce sunt în afara casei sunt expuși. Închiderea harului înseamnă un moment în care ar trebui ca toți să fie în casă, pentru că pe stradă nu mai este milă. Afară nu mai este milă. Ce este afară? Judecată. Judecată. Și atunci, închiderea harului este ideea prin care Dumnezeu face apel la inima noastră sau la viața noastră să ne grăbim a intra în zona de protecție. Pentru ca harul să rămână. Pentru că afară, pe stradă, harul nu va mai fi. Deci, aceasta este o imagine biblică foarte serioasă. Vă spuneam, începe de la începutul Scripturii din Exod și se continuă pe toată istoria Sfintelor Scripturi, mai ales în zonele care vorbesc de sfârșit. Deci cam despre asta este vorba. Haideți, nu amânați. Spre exemplu, Apostolul Pavel spunea: astăzi, dacă auziți glasul meu, nu vă împietriți inima. Nu lăsați pe mâine. De ce? Harul ar putea să fie: mi se încheie viața. Harul ar putea să fie: Domnul Iisus Hristos își încheie activitatea sa cu referire la noi și atunci nu se mai poate face nimic. Există textul care spune: cine este sfânt, să rămână mai departe sfânt. Cine este nesfânt, să rămână mai departe nesfânt. Cu alte cuvinte, un moment de fixare al tuturor în starea în care momentul acela a venit peste ei. Închiderea harului. Ca urmare, Dumnezeu spune: aveți grijă, va veni și momentul acesta. Grăbiți-vă. Intrați în zona de salvare sau în zona de mântuire. Cum explicați Evrei 4:1? Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul dintre voi să nu se pomenească venit prea târziu. Așa o înțeleg. În felul acesta. Nu amânați pentru ziua de mâine, pentru că s-ar putea întâmpla ca într-adevăr mâine să fie târziu. Adică foarte mulți dintre noi avem ideea că Dumnezeu așteaptă după noi la nesfârșit. Singurul cuvânt greșit în tot ceea ce am afirmat este cuvântul nesfârșit. În rest, Dumnezeu așteaptă la noi, după noi. Dar nu la nesfârșit. Să înțelegem lucrul ăsta. Și de la tânăra care este aici în față, care mi-a făcut surpriză și data trecută, de ce Dumnezeu nu l-a omorât pe Satana? Pentru că putea să o facă, dar nu o face și nu știu de ce. Vreau să spun de la bun început că așa-i trebuie. Deci lui Satan așa-i trebuie. Da? Așa-i trebuie. De ce nu o face Dumnezeu dacă așa-i trebuie? Ei bine, nu o face pentru că Dumnezeu nu face nimic fără judecată. Iar pentru ca o judecată să poată să fie nu doar ținută, ci să fie ținută în condiții optime, probele pentru judecată trebuie să fie solide și pentru probe trebuie să dea timp. În timpul ăsta Dumnezeu strânge probe. Și mai este un gând? În ciuda faptului că El strânge probe pentru a arăta cât de nenorocit este păcatul, în același timp, situația mai delicată constă în faptul că în timp ce Dumnezeu lasă răul să se dezlănțuie în anumite limite, în același timp Dumnezeu lucrează și pentru salvarea oamenilor.
Și e destul de greu să și salvezi pe de-o parte, să și îngădui răul să meargă pe de-altă parte. În înțelepciunea divină a lui Dumnezeu, însă lucrurile astea sunt posibile și Dumnezeu le face pentru ca, în final, oamenii salvați să fie salvați, iar lumea noastră să fie judecată după dreptatea divină. Istoria acestei lumi nu se va încheia fără judecată. Cu alte cuvinte, lucrurile drepte nu vor fi înghițite de lucrurile nedrepte. Binele nu va fi distrus de rău. Și deși în lumea noastră asta este tendința, prin judecată Dumnezeu va reevalua, va reabilita și va reașeza lucrurile fiecare la locul lor. Este rugăciunea făcută de mai multe persoane în același timp. Precizez că eu citesc exact așa cum scrie aici, dacă sesizați poate inexactități sau greșeli, sunt citite de aici din bilet. Este rugăciunea făcută de mai multe persoane în același timp, cu voce tare nebiblică, nu în biserică, unde are și un haos, dar de exemplu acasă, sau soție, sau cu câțiva prieteni. Dumnezeu oricum aude multe voci în același timp. De ce ar fi greșit să ne rugăm cu voce tare în același timp cu mai mulți dacă ne putem concentra? Ține de modul nostru de a gândi. Vă rog să observați. E un fel de reducere la absurd. Ce, Dumnezeu nu poate să înțeleagă 15 rugăciuni deodată? Răspunsul este, poate să-L înțeleagă. Și atunci de ce să nu ne rugăm așa? Pentru că rugăciunea nu e făcută numai pentru Dumnezeu. Rugăciunea publică e făcută și pentru celălalt. În 1 Corinteni, capitolul 14, acolo unde vorbește despre darul limbilor și a prorociilor, spune că noi, ceilalți care ascultăm ce zice o persoană, trebuie să spunem amin la ceea ce spun, la ceea ce spune ea, în sensul că sunt de acord. Deci când o persoană se roagă, ea devine purtătorul de cuvânt al grupului, iar grupul spune amin, în sensul că e de acord cu ceea ce se întâmplă acolo. Adică da, și așa să fie. Aș vrea să vă citesc ce spune Sfântul Apostol Pavel aici, pentru situația în care cineva intră o biserică și prorocește. Prorocia de asemenea este cuvântul lui Dumnezeu. Dar Apostolul Pavel spune și prorocia trebuie să fie în ordine. Deci de aici pot să ajung la concluzia că și rugăciunea trebuie să fie în ordine. Sunteți de acord cu mine? Haideți să citim. Cât despre proroci, să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Și dacă este făcută o descoperire unuia care șa de jos, cel din tâi să tacă. Adică să nu vorbească doi în același timp. Fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Și de aici încolo, cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinei și al rânduielii în bisericile sfinților. Deci, aceasta este modul în care Dumnezeu a lăsat să se întâmple rânduiala aceasta. Mulțumim. O întrebare interesantă. Există predestinare în căsătorie? Adică să fie un singur partener care e cel mai potrivit pe care Dumnezeu îl vrea pentru tine. Ce versete biblice și argumente sunt fie pro, fie contra? Exemplu, Dumnezeu i-a făcut pe Adam și Eva unul pentru altul. Există teoria aceasta a sufletului pereche. În toată lumea asta trebuie să-mi găsesc sufletul pereche și dacă îmi găsesc sufletul pereche, evident, sufletul meu se va întregi. Dar dacă cumva se întâmplă să nu se potrivească și găsesc un alt suflet nepereche, toată viața ne vom ciondăni, pentru că nu fuzionează cele două. Dragii mei, lucrul ăsta scoate din calcul dragostea lui Dumnezeu, care vorbește neapărat despre să-ți iubești până și dușmanii. Să trăiești până și cu un cactus, spuneam data trecută.
De asemenea, căsătoria este o relație mântuitoare. În căsătorie, soțul este acolo ca să își ridice soția și să o pregătească pentru întâlnirea cu Iisus Hristos. Iar soția este acolo să facă același lucru pentru soțul ei. Repet, căsătoria este o relație mântuitoare, este o relație de lucru. Cei doi lucrează viața lor și o lucrează. Nu este un dat pe care îl punem împreună și de aici încolo, din momentul respectiv, toate lucrurile merg struna. Iisus Hristos a venit aici, a locuit între noi. Cei mai buni, eu știu, care s-au potrivit cel mai mult cu ei, au fost ucenicii. Au fost cel mai aproape de ei, de El. Și cu toate acestea, atâtea nepotriviri au fost între ucenici, încât până la moartea Domnului Iisus Hristos, ucenicii păreau că trag hăis când Domnul Iisus Hristos trăgea cea. Deci, încă o dată, doi oameni neprihăniți care se căsătoresc vor avea de rezolvat problemele propriului lor temperament, propriei lor înțelegeri și așa mai departe. Și tocmai pentru că sunt neprihăniți, din cauza aceasta, cei doi vor rămâne împreună. Dacă ei nu cunosc dragostea lui Iisus Hristos și puterea mântuitoare, foarte repede vaporul se va scufunda. Foarte repede. Platon a dat unei căsnicii 5 ani. Atât. După 5 ani trebuia să reînnoiască contractul. Iar între cei doi nu era o problemă de veșnicie. Era vorba de un contract social. Mă opresc aici. Deci, încă o dată, avem de-a face cu chemarea Domnului Iisus Hristos la dragoste, o dragoste care ne poate face în stare să creăm o familie. Noi o să reluăm unele dintre aceste întrebări în sabatele următoare și o să încercăm să dezvoltăm răspunsul la întrebări. No, apropo de lucrul acesta, dacă mi-ați mai dat timp puțin să mă gândesc, Domnul Iisus Hristos, El însuși, se căsătorește în ghilimele cu poporul Său și cu biserica Sa. Și observați în tot Vechiul Testament câte probleme are Domnul Iisus Hristos pentru a-și răscumpăra soția care este necredincioasă și așa mai departe. Ori soția, în condițiile acestea, este soulmate. Da? Este sufletul pereche al Domnului Iisus Hristos. Cu toate acestea, problemele există chiar și în aceste situații. Da, ideea în sine e foarte periculoasă. Și anume a predestinării partenerului. Foarte periculoasă. Pentru că la început toți cred că sunt predestinați unul altuia. Și după aceea foarte rar mai întâlnești pe cineva care mai crede asta. Ce argumente îi putem da unui musulman în favoarea Bibliei pentru a-i trezi curiozitatea de a o citi? Dar unui om care crede că există Dumnezeu și se poartă moral, dar nu crede în autenticitatea Bibliei și care susține că pe Dumnezeu îl avem în suflet, nu într-o carte scrisă de oameni. Sunt două cazuri diferite. Amândouă ar trebui să fie abordate. Problema 1, musulmanul. După aceea, problema omului pios. Musulmanul este un om care are o cultură, are o educație. Trebuie să înțelegem educația lui întâi și după aceea să încercăm să rezolvăm problema de dialog. Una dintre problemele culturii musulmane este că ei sunt obișnuiți să nu pună întrebări în legătură cu ceea ce scrie Coranul. Coranul trebuie citit, recitat și atât. Gândirea critică ce s-a dezvoltat în spațiul european nu este în spațiul islamic. În spațiul islamic trebuie să crezi și dacă nu crezi, eu știu, suferi rigorile legii. Este ceea ce se întâmplă uneori în creștinism atunci când preotul se duce și își face treaba lui aici în timpul liturghiei. Am mai spus-o. Am mai discutat-o. Și el tămâiază cu candela, dă cu candela în stânga, în dreapta, dar dacă îl întrebi
De ce dai de 7 ori cu candela așa? Întrebarea automată nu este de ce întrebi, ci întrebarea automată, foarte interesant, este cine te-a învățat să întrebi. Pentru că există o cultură în care nu suntem învățați să cercetăm lucrurile, ci să le luăm așa cum sunt. Cultura tainei sau a misterului este cultura lucrurilor făcute și care trebuie să fie acceptate așa cum sunt. Ei, aceasta este și cultura islamică. Din cauza aceasta, un musulman, un islamic, nu are probleme cu credința lui. Iar dacă cineva îl învață să pună întrebări, este ca și cum cineva l-ar ispiti să treacă pe un teritoriu al necredinței. Din cauza asta, orice încercare a gândirii critice este sancționată în lumea musulmană cu atentate, cu împușcături și așa mai departe. Lucrul ăsta se întâmplă. De asemenea, alții sunt amenințați cu moartea de către rudele lor, etc. Deci, aceasta este una dintre probleme. A doua problemă este însă că în condițiile acestea, cred că un musulman ar trebui să vadă multă dragoste și multă frumusețe în creștinism. Sunt anumite lucruri pe care musulmanii le văd în Sfânta Scriptură și văd că noi nu le ținem. Spre exemplu, problema icoanelor este o mare problemă pentru cultura islamică. Deci când ei văd iconografia bizantină sau vestică în biserică și ei citesc aici că Dumnezeu este unul singur și este nevăzut, din cauza aceea ei se roagă mereu spunând Allah este singurul Dumnezeu, mai ales în spațiul nostru, pentru că există această pleiadă de icoane pe care noi le avem în stânga și în dreapta și pe care Scriptura nu le sancționează, nu le susține. Da, deci cum ar trebui să fac lucrul ăsta? Ar trebui prin dragoste, cu atenție și, dacă vreți, într-adevăr, discutați puțin, nu neapărat critic la adresa religiei lui, dar critic la nevoile noastre sufletești. Mai zic sau mă opresc? Partea a doua... E o bucățică de răspuns, dar sunt multe răspunsuri. Noi o să le păstrăm. Cei care au adresat aceste întrebări să stea liniștiți și să vină la biserică. Pentru că pastorul Petrescu, pastorul Mitrache, pastorul Florin Matei și alți pastori vor răspunde câteodată împreună la aceste întrebări. Le vom relua, promitem, în după amiezele de sabat care urmează. Noi, în general, știm că în teologie există 3 căi prin care Dumnezeu se descoperă pe sine. Unul este Sfânta Scriptură, natura și Domnul Iisus Hristos. Această descoperire de sine a lui Dumnezeu în afara căilor pe care El le-a hotărât, adică, așa cum scrie aici întrebarea, îl am în suflet. Eu n-am nevoie de o carte scrisă de oameni. Comportă niște riscuri. Și trebuie să cântărim bine riscurile acestea. În partea a doua și vis-a-vis de ceea ce ați spus aici, vreau să amintesc un lucru. Dumnezeul cerurilor vorbește. Nu e mut. De asemenea, Dumnezeu nu este un Deus absconsus, un Dumnezeu necunoscut. Este un Deus revelatus care a vrut să se facă cunoscut. Scriptura este revelația, este locul unde Dumnezeu s-a descoperit pe sine. Întrebarea ține puțin de un nonsens. Adică eu nu pot să fac religie cu un Dumnezeu de care nu mă interesează nimic despre El, ce a făcut despre mine și așa mai departe. Nu pot să merg în direcția aceea. Vreau să știu cine este Dumnezeu. Scriptura vorbește despre El. Este singura cale de a-L cunoaște. Și cunoașterea de Dumnezeu este viața veșnică, nu altceva. Bună seara! De ce Dumnezeu nu l-a vindecat pe Apostolul Pavel? Sunt vreo 3 întrebări aici, dar le luăm pe rând. Acolo spune limpede, să nu se îngânfe. 2. Sfânta Maria este cea mai fericită dintre femei?
Probabil că a fost cinstită de Dumnezeu, așa cum bine știm, într-un mod cu totul special. Dacă ar trebui să îmi imaginez, îmi imaginez cerul căutând modalitatea prin care Iisus Hristos să vină în lumea aceasta. Textul din Evrei spune, când a adus în lume pe Fiul Său, să nu uităm, Maria n-a fost născătoare de Dumnezeu, Maria a fost purtătoare de Dumnezeu. Ea a fost vasul prin care El a venit în lume. Da? Din punctul ăsta de vedere, Mariei s-a oferit cinste și har. Ținuta vestimentară a femeii în biserică, vă rog să vă referiți și la capul acoperit, sau nu. Ținută decentă sau nu. Mulțumesc. Cred că la capitolul ăsta ar trebui să aveți o oră întreagă de dezbatere aici. Pentru că ar trebui să se ia lucrurile de la început până la sfârșit, până la capăt. A nu se uita că baticul este semnul stăpânirii bărbatului peste femeie. Și acolo spune, dacă o femeie nu își acopere capul, ea are probleme cu bărbatul ei. Acum eu stau și mă gândesc, de ce bărbații dumneavoastră nu vă fac probleme când veniți cu capul descoperit? Este vorba de moralitate. Bunica mea, când îl auzea pe moșu că intra pe poartă, își punea batic în casă. Acum, lucrurile au mai trecut puțin, au mai, n-aș zice evoluat, au mai, timpul a trecut. Aș vrea să vă întreb un lucru și cu asta închei. Bărbaților și doamnelor care sunteți aici, ce considerați ca fiind o problemă de morală? Acoperirea capului soției dumneavoastră sau minijucul soției dumneavoastră? Gândiți-vă puțin. Suntem într-o zonă în care moralitatea este o problemă serioasă, într-adevăr. Dar trebuie văzut unde se află nodul gordian. Este o întrebare legată de Ioan, capitolul 8, versetul 1 la 11. E vorba de femeia prinsă în adulter. Doar vreau să doar întrebările de jos. Fac o precizare. Dacă cineva e preocupat, e clar că e cineva, o persoană, dar nu știu dacă e aici în sală. Doar pentru a doua opinie, urmăriți predica de vineri seara de dinainte de Sfânta Cină. Este exact Ioan capitolul 8, de la versetul 1 la 11. Exact pasajul acesta. Ultima noastră Sfânta Cină, predica de vineri seara. Iar aici întrebarea, prima întrebare este ce a scris Iisus pe nisip? Aici sunt două variante. Unii dintre ei au păcătuit cu ea și doi, fiecare avea câte un păcat grav și nu-l știa nimeni și atunci vedeau numai greșeala acestei femei fără apărare. Deci, voi cita din cartea Hristos Lumina Lumii, care pentru mine este o autoritate în domeniu. Acolo se spune, Iisus Hristos a scris pe pământ păcatele lor. Și fiecare și-a putut citi păcatele acolo și apoi rând pe rând, datorită, și asta îmi place foarte mult, aveau totuși o conștiință extrem de, eu știu, lucrativă. Au plecat. Cine are autoritate să interpreteze Sfânta Scriptură? Adică, nu știu dacă se referă întrebarea, desigur, și la dumneavoastră, dacă aveți această autoritate. Scriptura nu se interpretează de o sursă exterioară. Scriptura se interpretează de ea însăși. Marea. Hai să vedem. Da, se aude. Deci, Scriptura nu se va interpreta niciodată de surse exterioară. Întotdeauna se interpretează de ea însăși. Se face multă vorbire în legătură cu faptul că cineva interpretează Scriptura într-un fel, altcineva interpretează Scriptura în alt fel. Scriptura, să-mi fie iertat, nu are nevoie de oameni pentru ca să o tâlmăcească. Scriptura se tâlmăcește singură. Și atunci aș dori să vă invit să înțelegem cum.
Spre exemplu, dacă voi folosi un dicționar de limba și literatura română încercând să clarific termeni pe care Biblia îi folosește, s-ar putea să am surpriza că dicționarul nu-mi dă definiția bună. Căutați, vă rog, în dicționar termenul suflet. Și veți găsi acolo folosirea tradițională a termenului suflet în cultura, în literatura și în filozofia populară. Dar Scriptura are o altă perspectivă și definiția cuvântului suflet. Îl veți găsi pentru prima dată acest termen, îl veți găsi în Geneza, când spune că Dumnezeu a suflat în trupul de țărână pe care îl făcuse, adică îl construise nu așa cu degetul, ci făcuse fiecare moleculă, fiecare organ, fiecare, totul era făcut și în momentul acela i-a suflat în nări viață. Viață. Și astfel, viața pe care Dumnezeu i-a dat-o împreună cu trupul de materie au format un suflet viu. Vedeți că e o altă definiție. Înțelegeți că e o altă definiție. Definiția asta o folosea bunicul meu când zicea a mai trecut un suflet prin plai. La noi era la munte. A mai trecut un suflet prin plai. Cu alte cuvinte, a mai trecut un om prin plai. Deci, suflarea de viață împreună cu trupul material au format un suflet viu. Iar în gândirea ebraică, ideea de suflet se referea la ființa umană, care era condusă în ideea lor de Duhul Sfânt, de puterea de viață a lui Dumnezeu și care avea chemarea aceasta de a fi responsabilă cu locuirea Duhului Sfânt în el. Ulterior, grecii au venit și au dat alte interpretări. Grecii au spus că există o dualitate. Materia este de o parte, spiritul este de altă parte, spiritul are lumea lui, lumea spiritelor, lumea imaterială. Lumea materială își are în sfârșit domeniul ei și acum definițiile se încurcă. Întreb, cine interpretează Scriptura? Dacă o voi interpreta eu, s-ar putea să mă duc la dicționar. Mă duc la dicționar și o interpretez din punctul meu de vedere și ajung nu știu unde. Dacă las ca Scriptura să se interpreteze pe ea însă și iau termenul de unde este, îl înțeleg sensul în gândirea lui Dumnezeu și în gândirea ebraică și îl folosesc așa mai departe ori de câte ori îl găsesc în Sfânta Scriptură, s-ar putea să am cu totul altă viziune. Deci, în esență, Scriptura se explică pe ea însăși, textele mai puțin clare se explică cu părțile mai clare ale Scripturii, un anumit subiect mai delicat îl urmăresc prin toată Scriptura și văd ce zice Scriptura în legătură cu el, astfel încât dau voie ca Scriptura să fie propriul ei interpret. Sunt la început de credință și îmi doresc să-L cunosc pe Dumnezeu. Cum să mă apropii de El? Vreau să vă spun, indiferent cine sunteți, El s-a apropiat deja de dumneavoastră. Nu e invers. Nu noi fugim după Dumnezeu și El fuge de noi. Nu noi trebuie să-L ajungem. În realitate, întreaga istorie umană se învârte în jurul acestei realități. Adame, unde ești? Și este Dumnezeu Cel ce vine și ne caută. Este Dumnezeu Cel ce stă la noi. Sau vine la noi. În Apocalips spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude glasul meu cineva, deschide omule ușa. Deci nu, Dumnezeu nu este un străin care fuge. Dumnezeu este Cel ce ne vrea cu gelozie pentru sine, ne atrage la sine, face tot posibilul să venim la El. Și când venim la El, textul spune că este o mare bucurie în ceruri. E o sărbătoare în ceruri. Stimată Doamnă sau Domn cel care a scris lucrurile astea, dacă chiar vreți să vă întoarceți la Dumnezeu, faceți lucrul acesta simplu, pentru că veți face ca cerul întreg să se bucure pentru această decizie a dumneavoastră. Și faceți-o simplu. Uitând ce este în urma dumneavoastră și aruncând spre ceea ce este înainte, și mergând spre ceea ce este înainte, să vă pară rău de lucrurile care L-au întristat pe Dumnezeu până acum. Probabil că știți unele dintre ele. Altele le veți afla. După ce v-a părut rău, mărturisiți-le. Dacă ați păgubit pe cineva, dați înapoi ceea ce ați păgubit. Și apoi mergeți înaintea lui Dumnezeu și hotărâți-vă
că vreți ca cu ajutorul Lui, nu prin puterea proprie, cu ajutorul Lui să schimbați viața după cum El spune. Și ăsta este procesul de apropiere despre care vorbiți. Pentru că Dumnezeu este un sau se apropie de noi și noi de El într-un proces de cunoaștere continuă. Mi se pare greu de înțeles Biblia. Ce să fac? Da. Biblia niciodată nu vine din nimic. Sau cel puțin cunoașterea ei. După anii 90, când am ajuns și noi să avem fiecare câte o Biblie în mână, fiecare am vrut sau ne-am imaginat că putem foarte repede să citim Biblia și să o pricepem. Dragii mei, Biblia nu este un roman făcut în așa fel încât cineva să-l citească de la capăt până la sfârșit dintr-o răsuflare. Mulțumesc! Biblia este acea carte sau imaginați-vă că în vechime fiecare scria pe câte un papirus, scria pe câte o carte. Fiecare carte rămânea deoparte, ea singură. În momentul când i-a venit cuiva în minte că se pot asocia mai multe cărți pentru același subiect, gândul ăsta de compilare a cărților, de asocierea lor, a fost o idee nouă, a fost o idee revoluționară. În asta constă, de fapt, caracterul unic al Scripturii. Au fost oameni care au zis, aici, în istoria, în istoria Revelației, Dumnezeu a vorbit de la Moise până la Ioan, ucenicul iubit. Și ca urmare, au fost oameni care au zis, hai să conservăm Revelația pentru veacurile care vor veni. Și s-a format această carte a tuturor cărților, care este, de fapt, prima bibliotecă pusă la îndemâna omenirii pentru învățare și studiu. E ușoară? Nu e ușoară. E grea. Însă, luați-vă timp și stăruiți. Au fost situații în care în mintea mea o anume întrebare în legătură cu Scriptura a stat peste 20 de ani. Și nu i-am găsit un răspuns. Și după 20 de ani, i-am găsit un răspuns. Și răspunsul acela a fost o extraordinară descoperire pentru mine. Aveți răbdare. Dumnezeu vă va descoperi. Și acum, în final, mai luați câteva ajutoare. Luați lumini mai mici, care să vă conducă la lumina mai mare. Vă sfătuiesc, vă recomand cartea Patriarhi și Profeți. Profeți și Regi. Hristos, Lumina Lumii. Faptele Apostolilor. Luați, citiți cărțile acestea. Sunt extraordinare. Cele mai frumoase comentarii pe care eu însumi le-am găsit. Încă o dată. Patriarhi și Profeți. Profeți și Regi. Hristos, Lumina Lumii. Faptele Apostolilor. Parabole. Și așa mai departe. Le găsiți. Da. E o întrebare care a sosit acum. Ce reprezintă apostazia? Aici este scris Omela, dar eu cred că e vorba de Omega. Da. Cred că despre asta e vorba. Da. Dragii mei, într-o linie simbolică, așa, orizontală, taina fără de lege se dezvoltă de la puțin în gust și mic, până la mare și extraordinar. Astfel încât Apostolul Pavel spune, taina fără de lege a și început să lucreze. Și asta când se întâmpla? Când se întâmpla? Pe vremea lui, pe vremea Apostolului Pavel. Dacă pe vremea Apostolului Pavel a început să lucreze, mă întreb, cum va lucra în ziua din urmă, atunci când spune se va arăta omul fără de lege, va avea loc o descoperire completă a ei, cum se va desfășura, cum se va prezenta această provocare? Evident, începutul este alfa, sfârșitul este omega. Începutul alfabetului grecesc, sfârșitul alfabetului grecesc. Deci întrebarea era, încă o dată, frate Claudiu? Ce reprezintă apostazia omega? Ce reprezintă apostazia omega? Pentru mine este simplu. Apostazia omega este desăvârșirea ființei umane
în a se ridica împotriva legii lui Dumnezeu. Taina fără de legi. Omul fără de legi. Vreau să vă spun că există și alte cărți care preiau alte evenimente colaterale cu aceasta, pe care le surprind ca fiind alfa și omega. Dar deocamdată nu voi vorbi despre lucrurile acestea, voi vorbi doar despre această desfășurare a tainei fără de legi de la Pavel până la noi. Poate încă două. Domnule pastor, vă rog să alegeți timp pentru a explica Zaharia 11. 15 la 17, vă mulțumesc. Zaharia 11. Putem să afișăm și pe monitoare. Zaharia 11, 15 la 17. Acolo cred că e vorba de păstorul cel rău. Domnul i-a zis, ia și uneltele unui păstor nebun, căci iată că voi ridica în țară un păstor căruia nu-i va păsa de oile care pierd, nu se va duce să caute pe cele mai tinere, nu va vindeca pe cele rănite, nu va îngriji de cele sănătoase, ci va mânca din carnea celor grase, nu le va mai lăsa decât copitele. Vai de păstorul de nimic, care își părăsește oile, să cadă sabia pe brațul lui, pe ochiul lui drept, să-i susuce brațul de tot și să-i se stingă ochiul drept. Să nu uitați, este vorba de cartea profetului Zaharia, este o carte profetică ce are de-a face cu istoria sau cu zilele de sfârșit ale istoriei poporului evreu. Și el identifică acolo, Zaharia, lipsa de interes a preoților, a profeților, care ar fi trebuit să păstorească poporul în zilele respective. Și el spune, motivul pentru care poporul va ajunge în robie, motivul pentru care poporul practic își va pierde identitatea lui, este datorită faptului că păstorii lui nu îl vor pregăti, nu îl vor mustra să lupte împotriva păcatului, ci dimpotrivă vor fi niște păstori răi care se vor bucura să se complacă în păcătuirea poporului. Din ce cauză? Zice în altă parte, pentru că ei se hrănesc cu jertfele lor. Cu cât păcătuiesc mai mult, cu atât aduc jertfe mai mult. Și dacă aduc jertfe mai mult, cu atât ei trăiesc mai bine. Există o anumită responsabilitate și o responsabilitate foarte serioasă a celor ce învață cuvântul lui Dumnezeu. Va trebui să înțelegem că responsabilitatea respectivă ne obligă să fim onești față de cuvânt și față de prezentarea lui înaintea oamenilor. Uneori cuvântul devine greu, devine aspru, devine mustrător față de noi, atunci nu ne place, atunci biserica murmură împotriva păstorului, dar păstorul are datoria să spună ce trebuie de acolo. Dacă întrebarea vizează și vremurile de astăzi, i-aș vrea să adaug că este perfect valabil versetul, pasajul acesta și pentru ceea ce se întâmplă astăzi în biserică, în general, cu păstorii. Însă, cel care judecă nu suntem noi. Aici este o problemă pe care o să o dezvoltăm într-o ocazie viitoare. Totuși, aici, în Zaharia, Dumnezeu vorbește. Dacă noi ne luăm libertatea să judecăm dacă un păstor este bun sau rău, ne așezăm într-un loc în care Dumnezeu nu ne-a pus. E un dialog necesar aici, Claudiu. Mm-hmm. A judeca înseamnă uneori a gândi. Alteori a judeca înseamnă a deschide un proces. Nu cred că suntem chemați să deschidem neapărat un proces în legătură cu un păstor, dar cred că e de datoria noastră să gândim tot ceea ce se vorbește de la amvonul acesta în funcție de cuvântul lui Dumnezeu. Asta este datoria dumneavoastră a fiecăruia. Nimeni nu trebuie să vă învețe altceva decât ceea ce Scriptura susține. Cum trebuie să procedez dacă la serviciu toți colegii sunt ortodoxi și serbează, între ghilimele, diverse sărbători, din nou între ghilimele, păgâne, împrumutate de peste hotare. Spre exemplu, Halloween, cu plăcintă, cu dulciuri, etc. Cum trebuie să procedezi ca adventist, fiind singura persoană adventistă dintre angajați?
Eu cred că avem o responsabilitate față de cultura locului de muncă. Cred că avem o responsabilitate. E ca cu pomana. Pomana e cam așa. Vine cineva din vecinii mei și trece pe la mine cu colivă. Și spune, ia frate, ia că e pentru Gheorghe. Ce fac, iau sau nu? Și acum, simplu, întrebați-l pe Apostolul Pavel și Apostolul Pavel va spune. El zice așa, uită-te bine la omul care vorbește cu tine și vezi cum e cu conștiința lui. Dacă el crede în nemurirea sufletului și dacă el dă pomana aceea chiar pentru Gheorghe, atunci dacă tu iei din pomana respectivă, s-ar putea întâmpla să întărești credința că Gheorghe chiar mănâncă colivă la ora aia. Deși el a murit. Da? Bun. Și Apostolul Pavel zice, ai grijă să nu faci cumva ca cugetul lui să păcătuiască, că pentru el mortul e viu. Ca și pentru un păgân, idolul există. Și atunci el zice, nu lua. Dar dacă nu este nimeni care să se potignească, spune Sfântul Apostol Pavel, și aș fi numai eu cu o straichenă de colivă aici, și nu ar fi nimeni care să creadă nemurirea sufletului, el spune, eu aș mânca fără nicio problemă, că n-are nicio legătură coliva aceea cu Gheorghe. Da, n-are nicio legătură cu Gheorghe. E o legătură care este doar în minte. Sfânta Scriptură este foarte atentă la legăturile mentale care se produc în viața noastră. Pe de altă parte, sigur, dacă vine la mine și în conformitate cu tabloul al doilea, omul zice, păi am luat și eu niște grâu fiert, e de la pomană, dar nu e nicio problemă și eu știu că nu e așa. Și dacă vine la mine și îmi spune treaba asta, eu n-am nicio problemă. N-am nicio problemă. Deci Apostolul Pavel spune lucrurile acestea, unde le spune, vă amintiți? Dumneavoastră care sunteți specialiști în Scriptură, spuneți-i repede unde sunt. Unde scrie? Unde scrie? Dar deschideți, spuneți-mi că nu... Deci dacă nu descoperi unde scrie, înseamnă că eu vă spun povești. Dumneavoastră ar fi trebuit în momentul ăsta să verificați cu Scriptura tot ce spun eu. Mă ajutați? A zis cineva Corinteni, e Corinteni, unde suntem? Ok. Unde suntem? Bun, nu vă spun, eu am găsit-o, dar va trebui să-mi spuneți dumneavoastră. În 5 minute să-mi spuneți unde e. Da? Bun. Deci același lucru cu sărbătorile respective. Dacă vine la mine cineva îmbrăcat într-un păianjen la ușă și spune că și vrea să mă sperie, mă voi juca și eu cu copilul ăla și mă voi face că mă sperii, dar după aceea o să-l chem în casă și o să-i spun, mă, de ce ai venit la mine îmbrăcat în păianjen tocmai acum de 1 noiembrie, de Halloween, de ce? Și o să-i spun despre sărbătoarea tuturor sfinților, despre cultul morților, o să-i spun despre ceea ce este în păgânism și așa mai departe. Voi încerca să rezolv problema la nivelul minții. Da? Dacă voi observa că lucrurile chiar sunt luate în serios și oamenii le cred, atunci probabil că voi închide ușa. Înțelegeți? Adică sunt erori care nu pot să fie lăsate cum sunt. Ele trebuie să-și primească corectura. Și dumneavoastră sunteți agenți de corectare. Cred că o să încheiem imediat, însă sunt vreo 4-5 întrebări care toate se învârt în jurul acelui subiect, rolul femeii în biserică, ținuta femeii în biserică, în special capul descoperit, acoperit, dacă predică sau nu în biserică, de ce astăzi da, de ce în trecut nu, acolo unde Noul Testament era o interdicție. Aici puțin, dacă vă referiți la... Eu v-aș propune următorul lucru, să luați subiectele acestea și să le abordați puțin mai târziu. Pentru că
S-a întâmplat ceva din seriile trecute. Am încercat să dau un răspuns foarte scurt la o întrebare care se aștepta să aibă un răspuns mai elaborat. Și persoana respectivă a zis, domnule, eu nu sunt mulțumită cu răspunsul ăsta. Subiectul în sine este un subiect care s-a tot dezbătut în ultima vreme și se discută pro și contra. Dar pentru un răspuns autentic și puternic, e nevoie de timp și e nevoie de o discuție mai îndelungă pe care noi nu o avem. Adică în 2 minute nu poți rezolva un cui bătut foarte bine în capul cuiva. Deci ca să fie scos cuiul, trebuie mai multă vreme. Totuși, de ce credeți că nu a fost vindecat Apostolul Pavel? Da. Aceasta era una dintre întrebările cu tâlc la care eu am răspuns foarte scurt. Am spus ca să nu se îngânfe. Și așa e textul biblic, scurt. Ca să nu se îngânfe. Probabil însă că se dorește o explicație mai largă. Dumnezeu îngăduie asemenea evenimente în viața unor oameni pentru ca El să fie întotdeauna în controlul vieții lor. Dumnezeu nu are plăcere în suferința niciunuia, dar Dumnezeu e obligat să ne aducă aminte că infatuarea noastră, mândria noastră, ar putea să intre direct în coliziune cu El. El are nevoie de oameni smeriți, care să-și deschidă sufletul înaintea Lui și să asculte. Se pare că Sfântul Apostol Pavel era înclinat la un soi de independență pe care filozofia și viața lui de până atunci i-o oferiseră. Îl știți pe Pavel. Este extrem de dur în adevărul pe care el îl deține. Extrem de categoric. Și atunci Dumnezeu îi spune, uite, îți las un țepuș, pentru ca țepușul acesta să te atenționeze întotdeauna în legătură cu faptul că ai nevoie să te raportezi la mine, nu la tine. Din nou, Domnul să fie cu noi. Amin. Dar tot nu înțeleg. De ce Dumnezeu nu-l omoară pe Satana? Și îi omoară pe alții. Este Sabina, da? Noi ne-am asigurat astăzi la prânz că Sabina nu are niciun fel de ajutor din partea lui tăticu. Eu am suspectat asta, mai sunt alți câțiva care am suspectat asta, dar Sabina n-a avut parte de niciun ajutor. Ea pune întrebările astea de la ea. Și tata doar a răspuns la întrebarea cum se scrie, împreunat sau neîmpreunat. Atât. Exemplu, Safira și soțul ei. Și pe omul care a vrut să ajute cu chivotul. Întrebarea, eu unul consider că este de nivelul dumneavoastră. Da. Nevoia de judecată se simte sau o simțim de la vârste fragede. Această întrebare probează lucrul acesta. Ideea de a fi onești și ideea de a se face dreptate. De ce Anania și Safira a trebuit să moară? De ce Uza, care a atins chivotul, a crăpat în două? Și de ce Satan de atunci până acum tot râde de ăștia care mor? Vi se pare corect? Dumnezeu spune că toate lucrurile acestea vor fi judecate și că în final El va judeca lucrurile în așa fel încât vom înțelege și dreptatea deciziilor Lui, chiar și decizia de a-L lăsa pe Satan să trăiască. Eu n-aș putea să iau apărare lui Dumnezeu în momentul acesta în așa fel încât să vă spun de ce a vrut El neapărat ca Satan să existe până în anul 2022. Nu știu de ce, dar ceea ce vreau să vă spun este că Dumnezeu cu siguranță că a hotărât lucrul acesta din punct de vedere al dreptății și al judecății sale. Judecata înseamnă despărțirea binelui de rău,
Dar până la urmă judecată înseamnă și capacitatea lui Dumnezeu de a da răspuns prin acțiunile sale la toate problemele și întrebările care s-ar putea ridica din istoria noastră terestră. Nu numai Sabina pune întrebări de felul ăsta. Fiecare om pune întrebări de felul acesta. Și fiecare om va trebui să primească răspuns la miile de întrebări pe care el le pune în vis-a-vis de necunoașterea lui. Aș vrea să vă mai prezint și o altă realitate. În Cartea Evreilor ni se spune că însăși lucrurile cerești au trebuit să fie curățite prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Este vorba de Evrei 9:23. Deci chiar lucrurile cerești au trebuit să fie curățite prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, sângele Domnului Iisus nu a slujit doar la rezolvarea problemelor pământului nostru. De ce a murit Abel și a trăit Cain? Da? De ce? De ce a trăit cel amărât și nenorocit și a murit cel neprihănit? Psalmul 73 spune că sunt o serie întreagă de nedreptăți atunci când te uiți în lume. Adică ajungi la un moment dat să crezi că o duc ce mai bine un nelegiuit decât un neprihănit. Și la un moment, după aceea, psalmistul spune, degeaba mi-am spălat eu mâinile în nevinovăție, pentru că rezultatul nu e mai bun, ci e mai rău. El spune, în fiecare zi sunt lovit. Având în vedere perplexitatea acestei situații la nivel terestru, Dumnezeu adaugă la toate aceste probleme, adaugă și problemele la nivel ceresc. Și cazul păcatului se desfășoară pe două planuri paralele, unul terestru și unul ceresc. Adică Dumnezeu trebuie să răspundă în dreptatea sa la întrebările puse sau nepuse de la nivelul pământului acestuia. Și apoi Dumnezeu trebuie să răspundă la întrebările puse și lăsate, nerezolvate, chiar și în ceruri până în momentul ăsta. Ori dacă lucrurile sunt așa, vă rog să înțelegeți că problema este mult mai complicată decât o știu eu sau dumneavoastră. Faptul că Dumnezeu lasă pe Satan să trăiască încă este pentru că Dumnezeu obține în fiecare zi răspunsuri pentru eternitate, pentru veșnicie, din ceea ce se întâmplă aici. Și de fiecare dată, dumneata și cu mine, dăm un răspuns în favoarea sau în defavoarea lui Dumnezeu. Din cauza asta vă spuneam la un moment dat că botezul înseamnă să dai un răspuns dând dreptate lui Dumnezeu. Vă angajez și vă rog din tot sufletul, haideți să trecem de partea lui Dumnezeu pentru ca să dăm dreptate lui Dumnezeu într-un proces în care Dumnezeu este acuzat și Satan este acuzatorul. Și dacă într-adevăr dumneavoastră vedeți că Satan este marele vrăjmaș al vieții dumneavoastră, atunci hai să trecem de partea lui Dumnezeu pentru ca să se stabilească și în viața mea și în viața celor care mai caută să se stabilească adevărul și unde este el. Cam asta este ceea ce aș putea răspunde eu aici. Puțin despre Uza și despre Anania și Safira. Deci nu. Este simplu. Sunt cazuri care au necesitat și ele la rândul lor judecata lui Dumnezeu. Anania și Safira au fost judecați. Apostolul Petru întreabă simplu, cum v-ați permis să mințiți pe cine? Pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este o problemă și în momentul acela s-a rezolvat această realitate. Vă rog să observați. Nu era vorba că l-au mințit pe Petru. Nu era vorba că au păcătuit împotriva Bisericii de la Ierusalim. Nu este vorba că e deturnare de fonduri, că și așa mai departe. Nu sunt probleme financiare. Nu, acestea sunt problemele ridicate. Problemele ridicate de Petru sunt azi mințit pe Duhul Sfânt. Ca o extensie, aveți grijă în momentul în care tot vorbim de subiectul zecimii, de subiectul darurilor, de subiectul ce se întâmplă cu finanțele și așa mai departe. Nu pentru că n-ar trebui să vorbim, dar trebuie să avem mare grijă ca nu cumva să păcătuim împotriva Duhului lui Dumnezeu. Mare grijă, sub o formă sau alta. În legătură cu Uza, de asemenea este judecată. Uza avusese grijă de chivot în ghilimele timp de mulți ani. În momentul în care însă el în fața poporului a vrut să se pretindă salvatorul chivotului, ca și cum Dumnezeu n-ar putea să aibă grijă de propriul său
eu știu, așezământ, în momentul în care el se poartă cu chivotul ca și cum ar transporta o baterie dintr-o parte într-alta, în momentul acela Dumnezeu intervine și stabilește noțiunea de sacralitate. Erau lucruri care trebuiau să fie înțelese de oameni, de popor și de biserică. Mulțumim. Știm care a fost urciunea pustirii în vechime, dar care este ea astăzi? Textul este luat de Domnul Iisus Hristos din Daniel. Este aplicat în Matei, în Evanghelia după Matei, la momentul încercuirii sau înconjurării Ierusalimului de către oștile romane și este semnul de ieșire a poporului Dumnezeu din Ierusalim. Știm lucrul acesta? Că după ce steagurile romane au fost puse în jurul Ierusalimului, după aceea oastea romană s-a retras pentru o vreme datorită unui atac neașteptat care s-a produs, se pare, dinspre Egipt. Și în momentul respectiv, poporul lui Dumnezeu a înțeles că este vremea ca să iasă din Ierusalim. A ieșit toți creștinii. N-a rămas niciunul. S-au dus în orașele de jur împrejur și în felul acesta biserica creștină a scăpat. Cu alte cuvinte, urăciunea pustirii ar fi un simbol sau un semn pentru poporul lui Dumnezeu, pentru ca să se retragă și să caute mai mult, să asculte de Dumnezeu, să asculte sau să intre în zona de protecție a Lui. Care este urăciunea pustirii? Întrebarea este bine pusă. În momentul în care, la nivel general, societatea și creștinismul se va ridica împotriva poruncilor lui Dumnezeu. Foarte ciudat. Creștinismul se va ridica împotriva poruncilor lui Dumnezeu. Semnul acestei ridicări împotriva legii lui Dumnezeu fiind prin impunerea sabatului fals și anume al duminicii, în momentul acela înțelegem că este vremea ca poporul lui Dumnezeu să ia atitudine, pentru că vremea e aproape de sfârșit. Mulțumesc! Sunt foarte convins că fratele pastor Buciuman a răspuns de nenumărate ori la această întrebare de-a lungul celor 50 de ani de pastorație, 45 sau câți aveți, frate Buciuman? 40. Ca adventiști care nu credem în existența iadului veșnic, cum explicați pilda lui Lazar și a tânărului bogat? Deja ați dat răspunsul. E vorba de o pildă. Mântuitorul folosește detalii ale înțelegerii ascultătorilor săi cu privire la viață și moarte, eventual starea omului în moarte. În concepția respectivă, sânul lui Avram era un fel de corespondent al locuinței morților, dar modificat destul de mult cu concepții care nu se regăsesc în Scriptură. Și Mântuitorul dorește să ilustreze un adevăr, și anume, dacă se poate face ceva pentru salvare, timpul este în cursul vieții, după aceea nu se mai poate face nimic. Detaliile cu privire la sânul lui Avram, cu privire la dialogul dintre bogat și săracul Lazar, nu sunt elemente de principiu ale învățăturii din această parabolă, sunt detalii care trebuie înțelese ca accesorii legate de gândirea momentului respectiv. Eram convins că răspunsul e limpede, clar. Vreau să-l rog și pe fratele Petrescu să ne ajute puțin. L-am văzut pe aici prin hol. De ce sunt fericiți cei săraci în duh? Se referă la oameni proști cu probleme psihice, Matei capitolul 5. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ce vrea să spună? Cei săraci în duh sunt fericiți pentru că sunt bogați. Pentru că asupra lor acționează Duhul lui Dumnezeu, care e mai deștept decât noi toți. Și
Sărac în duh nu înseamnă nici într-un fel, nici în altul dintre cele pomenite de pastorul Claudiu Goran, ci înseamnă pur și simplu dispuși să învețe. Oameni care nu se cred ajunși la un nivel în care nimeni nu are ce să-i mai învețe, ci oameni care sunt umiliți, care sunt gata și sunt disponibili să primească mereu învățătură din partea lui Dumnezeu. Mulțumim foarte mult! De ce ținem doar sabatul, frate Valentin, dar anul sabatic nu? Sabatul, da, e important, dar anul sabatic? Vă amintiți ce se întâmpla în anul sabatic? Am uitat. Dacă de microfon. Se eliberau robii. Da? Nu se cultiva pământul din punct de vedere agricol. Se căuta odihna fizică, deci a robilor și a țarinei. Vă rog să observați că sabatul zilei a șaptea include și odihna fizică, dar mai ales odihna spirituală. Din punctul ăsta de vedere, anul sabatic este un element doar care subliniază ideea de eliberare pe care sabatul o are. Vă rog să observați, în Eden s-a început cu sabatul zilei a șaptea și apoi noțiunea de sabat se extinde, se dilată, se îmbogățește pe vreme ce apar legile lui Moise. Și avem anul sabatic, avem anul jubiliar, care toate sunt sărbători care derivă din sabat. Adică sărbătoarea care derivă în primul rând este anul sabatic, a doua derivație este anul jubiliar, în care și țarinele se întorc la vechiul proprietar, astfel încât poporul învăța pe plan sociopolitic sau economic, dacă vreți dumneavoastră, ce înseamnă sabatul. Sabatul se amestecă în felul ăsta și în relațiile mele om cu om. Adică dacă am un rob, îi dau drumul. Dacă am o țarină care am cumpărat-o, nu o cumpăr pentru totdeauna. Astfel înțeleg că pământul nu este deținut de mine, ci eu sunt doar un cumpărător care cumpăr un petic de pământ pe o perioadă de timp. Pe câți ani? Pe câți ani? 49, în cazul în care mai sunt 49 de ani. Dar ce mă fac dacă mai sunt 20 de ani? Spuneți-mi, vă rog, care e prețul terenului? Poftiți? Mai mic, sigur că da. Se calculează la 20 de recolte. Dacă mai sunt 10 ani, se calculează la 10 recolte. Cu cât mă apropii de anul de eliberare, cu atât valoarea pământului acestuia scade. Vă dați seama de aplicație? Noi ne apropiem de anul de eliberare, de anul reîntoarcerii lui Iisus Hristos. Cât mai costă pământul ăsta? Zero. Înțelegeți? Asta era învățătura pe care o puteam învăța atunci. Dar toate lucrurile astea derivă, se găsesc în ideea sabatului sfânt și binecuvântat de Dumnezeu din Eden. Din cauza asta, sabatul edenic rămâne pentru că vine din Eden, iar celelalte ramificații ale sabatului, fiind incluse oarecum în sabat, ele țin de aplicația lor la națiunea iudaică. De pildă, se adresa unei națiuni, unui popor, și anume să dai drumul la robi. Păi astăzi, dacă nu mai avem robi, ce facem? Da? Puțin nu se mai potrivește. Problema vânzării terenului pentru 50 de ani trebuia să fie o lege care să statuteze felul ăsta de a gândi într-o societate întreagă, într-un popor. Nu pot ca eu să mă duc la cineva și să cumpăr pentru 50 de ani dacă el mi-l vinde pentru totdeauna. Și în final, probabil că ar mai trebui să spunem, societatea totuși este modificată, totuși am învățat din aceste legi. Există anul sabatic în foarte multe instituții, cel puțin în America există. Anul sabatic, poți să-ți iei o perioadă mai mare de concediu, numit an sabatic, atunci când ai muncit 7 ani de zile și ai obosit. Atunci ți se dă mai mult. Da? Există ideea de bankruptcy,
în alte părți. Adică dacă ajungi la un moment dat să nu mai poți duce la capăt un business, poți să spui nu mai pot, se așteaptă 7 ani de zile și după aceea ți se iartă toată datoria. Nu vi se pare că e frumos? Nu vi se pare că societatea a învățat frumos din toate aceste lucruri? Ultima întrebare. Biblia este una singură, este cuvântul lui Dumnezeu. De ce a permis Dumnezeu așa de multe interpretări, traduceri? El ar fi putut să ne transmită o singură carte, pe înțelesul tuturor. E ultima întrebare, după aceea l-ascultăm pe fratele Dragoș. Subiectul întrebării. Cine răspunde? Dumneavoastră răspundeți. Este ultimul cuvânt. Dragii mei, oricum Dumnezeu ne-a dat o singură carte. Probabil că ar trebui să o reluăm mereu și mereu, să reluăm această teză. Vă spun, Moise a scris 5 suluri cu nume diferite. Primul a purtat numele Începuturile sau Geneza. Al doilea a purtat numele Ieșirea sau Exod. Al treilea a purtat numele Contabilitate sau Numeri. Al patrulea a purtat numele Legi sau Leviticul. Al cincelea a purtat numele Repetarea Legii sau Deuteronomul. Și le-a lăsat. Le-a pus undeva lângă chivot. În chivot era legea celor 10 porunci. Legea celor 10 porunci făcea o categorie aparte. Un plus de sfințenie era acordat acestei piese care reprezenta scrierea lui Dumnezeu și care era în chivot. Celelalte erau lângă chivot. Oi, după ce Moise a fost recunoscut ca profet, după Moise a scris Iosua. După Iosua a scris Samuel. Și așa mai departe. S-au scris mesaje din partea lui Dumnezeu, s-a scris istorie din partea poporului care ținea cronologia minunilor și a actelor de providență a lui Dumnezeu. Și până la urmă, toate aceste suluri care au constituit bogăția poporului evreu, s-a constatat că, de fapt, ele, deși au autori diferiți, deși sunt din diferite perioade de timp, deși au problematici diferite, surprinzător, toate acestea vorbesc despre același lucru. Au o singură tematică, și anume providența lui Dumnezeu. Modul în care Dumnezeu și-a susținut poporul său. Și atunci a venit momentul celălalt în care a existat o serie de oameni excepțional de bine cunoscători ai Scripturii, rabini, cărturari deosebiți, care au luat aceste suluri și le-au clasificat și le-au pus împreună. Au dat la o parte cărțile care nu erau de aceeași calitate. Cărțile care contraziceau, care aveau greșeli, care, iertați-mă, se băteau cap în cap cu ceea ce au spus profeții înaintea lor. Au fost date la o parte. S-a făcut o selecție extrem de riguroasă. Și în final i-au zis, acestea sunt cărțile care toate vorbesc despre un singur lucru și din cauza aceasta, deși ele sunt mai multe cărți, au fost în final numite Cartea. Cartea. O carte scrisă cum n-a mai fost scrisă niciuna. Peste 1000 de ani. O carte la care s-a scris mai mult de 1000 de ani. Pentru mine este fantastic. Astăzi, dacă vreți să scrieți un compendiu și aduceți împreună 20 de medici care să scrie în legătură cu un subiect, spuneți-mi care sunt lucrările pregătitoare. Se strâng cei 20 de medici, stau de vorbă, stabilesc subiectele, criteriile de abordare, se stabilește dacă nu cumva vreunul dintre ei are cu totul alte păreri decât celălalt și după ce se ajunge la un consens general, apoi se pornește la studiul cărții. Ei bine, aici niciunul dintre cei ce au scris cărțile n-a vorbit cu altul în legătură cu faptul că ar trebui să scrie la fel. Niciunul nu s-a înțeles cu celălalt, nici măcar nu s-au cunoscut. Imaginați-vă că distanța dintre scriitorii Scripturii este așa de mare cât între un rege și un păstor sau culegător de smochine. Amos a fost culegător de smochine. David, care scrie psalmii, a fost rege. Absalom, care scrie Cântarea Cântărilor, Proverbele și, eu știu, Eclesiastul, este rege de asemenea.
Eu ce am zis? Mulțumesc, Solomon. Da, de Solomon vorbeam. Deci acestea sunt realitățile. Este imposibil, dragii mei, ca un rege să scrie la fel cu un culegător de smochine. Este imposibil ca un rege să scrie la fel cu un păstor. Nu se poate. Decât dacă există ceva care îi unește în spatele lor, există un etos, îi zicem noi astăzi, un spirit, o realitate care îi face una să scrie la fel. Ei bine, în Scriptură noi nu recunoaștem oamenii care scriu, ci recunoaștem etosul care inspiră. Asta este important. Este etosul care stă în spatele acestor realități. Este Duhul Sfânt care face ca orice prorocie să fie scrisă prin oameni mânați de Duhul Sfânt și prin voia lui Dumnezeu. Aceasta este cartea. Cine o interpretează, spuneam serile trecute, nimeni nu o interpretează. Nimeni n-are dreptul să o interpreteze. Corect sau nu? Cine o interpretează? Scriptura se interpretează pe sine. Dacă noi nu lăsăm ca Scriptura să se interpreteze pe sine, orice interpretare din afară exercitată asupra Scripturii va modifica sensul Scripturii în neștiința sau în accepțiunea străină a vremii în care trăim. Noi putem face literatură cu cartea asta. Putem face istorie cu cartea aceasta. Putem să luăm și să spunem, uite că sunt și date științifice. Există arheologie aici. Dar nu vom înțelege niciodată spiritul acestei cărți, decât în condiția în care vom lăsa ca această carte să vorbească ea însăși despre subiectele pe care ea le adresează. Haideți să fim puțin umili, să ne smerim și să lăsăm ca această carte să fie cumva deasupra noastră. Pentru ca prezența ei deasupra noastră să poată să refacă sau să conducă mintea noastră în direcția unui demers pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi, de la fiecare.